Au făcut șocuri subterane ca să-și atingă scopurile. Dom'le, noi suntem organizați acum și trebuie să facem treabă. Numai ce câștigasem așa ceva. N-am nimic niciun fel de treabă. Noi lucrăm în colaborare cu PSD în continuare. Au gestionat banii publici după bunul plac. Banii sunt în cont. Un fel de cazino așa, în care toată lumea pune piesă, dar nimeni n-are bani. Au încercat să intimideze justiția. Nu sunt probleme majore. Au vrut să ascundă adevărul și să controleze presa. Din motivul că, în primul rând, presa tot era cu întrebării. Să vină să întâlnească și cu mine. Au fugit de răspundere. A venit primăvara. Cred că a confundat, nu-i vorba despre mine. Oamenii au dreptul să știe adevărul. Nu discutăm ce a fost, am comentat. Repet, m-a confundat, nu-i vorba despre mine. Aici, sabotorii Gorjului. Aici este multe lucruri noi. Nu poți să faci așa, că ajunge așa, nu? Aici, sabotorii Gorjului. Bună seara, domnilor și domnilor, ne reauzim, așa cu o scurtă întârziere, pentru că a trebuit să mai lipim unele altele. Adică mă refer aici la partea tehnică. Ei bine, o să discutăm în această seară despre ceea ce am tot discutat. Până la urmă, poate o să se facă lumină și în mizeriile de la nivel de județ Gorj, de la nivel de municipiu Târgu Jiu. Ce spun oamenii care în această perioadă sunt vizați de niște anchete? Că sunt de fapt victime și că noi suntem cei răi. De ce suntem răi? Că îndrăznim să discutăm și să facem publice niște documente și niște înregistrări. Ei bine, continuăm să mai facem publice și documente și înregistrări, pentru că opinia publică trebuie să știe, ăsta este rolul presei, de a informa, de a nu ascunde sau de a da doar părți de adevăr. O să avem, bineînțeles, și niște dispute pe idei în această seară, pentru că îl avem invitat pe domnul Viorel Caragea și dumnealui cu siguranță o să țină cu tot din adinsul să contrazică. O să-l contrazicem și noi, o să-l contrazică și Ivan, bineînțeles, fiecare este cu hârtiuțele lui. O să fie, atenție, o dispută de idei, da? Domnilor, bună seara! Să rămână dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Ce să înțeleg cu acest avertisment? Care Ivan, gândul războinice? Nu, că toată ziua numai de asta am zis Irina. Zice, te rog frumos, Ivane, vreau să fie... Vreau să se discute calm, domnișoara, ca oamenii să înțeleagă. Pentru domnișoara, că dacă o să discutăm unii peste alții sau pe un ton foarte ridicat, domnișoara, Ivan, nu o să se înțeleagă. Aveam 24 de ani când am ținut pe Cosma cu mine în sus o jumătate de oră, da? Da, schimb, v-a făcut celebru, domnul Cosma. Nu m-a făcut celebru Cosma, m-a făcut presa celebru. Cosma nu m-a făcut deloc celebru, să ne înțelegem, presa. Presa datorită și lui... Da, să ne înțelegem. Deci am avut curajul când alții stăteau, să se întâmplă, la 52 de ani mi-e frică decât de Dumnezeu. Așa că unul ca Ivan, care vreau să înceapă misiunea într-un ton optimist, vreau să le spun telespectatorilor dumneavoastră că săptămâna trecută a dezinformat grav, e un puturos. Păi lasă-mă să termin ideea. Dimineața la 7 l-am sunat, dormea, și bag mesaje, te informez că în mod frecvent dimineața la 7 scoală-te puturosule, pentru că doarme cam mult, că noaptea buze ca turbatul. Vă las să vorbiți, da. Vorbesc după aia. Te rog frumos, vorbeam cu domnișoara. Deci dacă vrei să știe telespectatorii adevărul. Corect. Și-a permis să spun azi de dimineață că eu nu răspund. Și am demonstrat cu telefonul în mână că vorbesc la telefon cu o oră jumate înainte de a se trezi el. Are un problem cu pornirea de dimineață mai grea, ca orice individ din ăsta neînvățat. Puteți să vorbiți, după care să vă fi pus. Domnișoara, am rugăminte. Consider că am stat în pat, dacă tu vrei așa, dar să nu mai pună dezinformări, ca să plecăm pe un ton optimist. Da, bine, haideți acum să intrăm discutăm subiect și despre problemele să răspund acum. Nu discutam cu tine, nu stăte nimeni ție cuvântul. Vorbeam cu domnul singură, la mine acasă, vezi că aici deci, trebuie să înțelegi la început, că plecăm, deja am un zero de deci, position sunt. Nu, se pornește de la 0-0. Nu dorm niciodată la ora 7, să ne înțelegem, tot timpul trebuie la 5. De câte ori recunoaștem fața opiniei publice? Recunosc în fața opiniei publice când mă sună, vreau să-i răspund și mint că durmeam. Recunosc. Bun, ești mincinos, da, e bine. Am recunoscut. Te rog, domnișoară.
Nu, atenție. Asta nu cred că interesează. Păi nu, dar să știe lumea cine minte, că spune că nu vine Caragea să nu răspunde. Păi nu, dacă pune acolo că nu răspunde la telefon. Într-un final ați ajuns. A fost probabil și o manevră a lui Ivan, pentru că... Păi am promis acum două săptămâni. M-a invitat acum două săptămâni. Nu, domnișoară, te înșeli. Că nu ți-a spus, m-a invitat acum două săptămâni. I-am spus că o să vin. I-am spus că plec pe la fratele meu pe la Arad în perioada următoare. Știa, n-a știut zilele. Și în seara respectivă, când s-a hotărât el să pună pe acolo titluri din alea bombastice, cum face el, că îmi place, știi, că el e cu baloane de să pună titluri. Nu, că fără titluri, să știți. Da? Pune așa? Direct textul. N-a răspuns la telefon să-i spun, măi, individule, vezi că știai că plec. M-ai înțeles? Haide să trecem la treabă mai serioase, domnul Caragea. N-a răspuns deci dimineața, așa cum e bine că a recunoscut că a mințit. Să continuăm. Cu ce subiect doriți să începem? Păi începem cu subiectul parcării de la Rodna, pentru dacă că vrei, aici, aici am tot discutat în ultima perioadă. Nu numai, o parte a presei chiar face foarte mari... Foarte multe informații și, bineînțeles, ușor de rolul presei. Mai spus este da, să scoată, este rolul publice. Presei de a face publice. Informa. Da, și, face de nu, și de a nu ascunde, spuneam, sau de a nu prezenta frânturi din da, e din foarte adevăruri. Bine, nu trebuie să fie nimic tendențios. Da. Ei, oamenii deja știu, sau mare parte a oamenilor deja știe ce s-a întâmplat acolo, un teren de aproape 4.000 de metri pătrați, dat în urmă cu 20 de ani, de primăria municipiului Târgu Jiu, unor oameni de afaceri, doi la număr, asociați, cei care dețin complexul Rodna, ei au primit respectiva suprafață de teren de la primărie pentru, atenție, parcări, pentru locuri de parcare în zona pieței centrale. Între timp au apărut niște chioșcuri care au fost date, oferite unor alți oameni de afaceri pentru care se primea chirie sau se primeau niște bani care uneori, pentru a evita termenul de chirie, chiria fiind sau sub închirierea fiind interzisă celor unde? Care au primit. O să vedem imediat unde era interzisă sau cine a interzis acest lucru, o să pună pe post, o să ruleze colegul nostru Bebe din regie și contractul cel subliniat cu marker fosforescent ca să vadă tot omul. Cu destinație fixă, spuneam, locuri de parcare. Nu s-a respectat acest lucru. Acum, vedeți acolo, la articolul 4, destinația terenului va fi exclusiv pentru parcarea autovehiculelor. Ce înseamnă exclusiv? Înseamnă că doar pentru. Este exclus să se facă și altceva acolo. Adică, locuri de parcare, asta este destinația legală, destinația pe care consilierii locali, în urmă cu aproximativ 20 de ani, au ales-o pentru respectiva suprafață de teren. Nu s-a respectat, spuneam, motiv pentru care, în urmă cu o săptămână, municipalitatea, dar și în urma unor tentative de a repune în atenția consilierilor un proiect de hotărâre de Consiliu Local, pentru a da acelorași afaceriști același teren, l-am văzut în presă, l-am văzut și în Consiliul Local, în ședințele de Consiliul Local, în câteva etape, în câteva episoade. Primăria, spuneam, a trimis o somație celor de la Rodna, spunându-le că au încălcat prevederile contractuale, motiv pentru care contractul este reziliat. De aici au urmat foarte multe episoade în care oamenii ăștia, care între timp au fost chemați să dea și ei cu subsemnatul, s-au supărat și au început să se acuze între ei, să se toarne între ei, așa mai pe românești. Am văzut niște înregistrări, niște bucățele, bineînțeles, din înregistrări cu oameni din primărie. Unul dintre ei este domnul Marian Rotaru, șeful de la Patrimoniu, care acuza faptul că, și o să ascultăm probabil din nou în seara asta, a fost pus de alți domni, adică de secretarul Gianu și de unul dintre viceprimari
de domnul Aurel Popescu. Asta cum s-o mai luăm, domnule Caragea? Pentru că avem acolo o stare de ilegalitate de foarte unde? Mulți ani. La Rodna, în parcarea de la Rodna. Domnișoară, am ascultat punctul dumneavoastră. M-am uitat pe această notificare a primăriei între timp, pe care aseară am pus-o în spațiu public, o să mai pun o dată la o altă televiziune, o să o punem și astă seară dacă vreți. Eu pot să citesc, sau vă dau dumneavoastră să citiți, vă rog frumos, să vedeți ce spune primăria în notificare. Bine, primăria spune pe scurt că nu s-a respectat contractul. Este o intenție de reziliere a contractului. Intenție scrie. Vă prezint intenția de reziliere a contractului către Rodna SRL. Da? Bun, în finalul adresei. Haideți să citim acea adresă. Te rog frumos. Nu, și dați-mi mie, vă rog, să fac așa un conspect, că altfel ne ia foarte mult timp. Nu, că e o pagină jumate. Asta în timp ce dumneavoastră vorbiți. E o pagină jumate. Citește tu din ea, hai. Da. De ce spuneți dumneavoastră, sau ce spuneți dumneavoastră că ar fi în neregulă cu toată această inițiativă? Deci în această perioadă am tot văzut acest scandal public, da? Creat artificial din punctul meu de vedere, că pe un proiect să scoate, nu se scoate la licitație. Eu din punctul meu de vedere mi l-am spus și mi-l explic, cea mai transparentă formă de a scăpa de orice comentarii este o licitație publică. Da? Bun. Asta e părerea mea. Am în fața mea contractul numărul 80/20054 din 15/12/98. Nu se vede, dar l-am prezentat și dumnealor, în care se specifică, în urma hotărârii de Consiliu, da, din această dată, ce se întâmplă. Se spune 121 de locuri de parcare. La articolul 4 din hotărâre spune așa, destinația de teren va fi exclusiv. Eu m-am documentat, am întrebat și am aflat că acele chioșculețe la care face referire toată lumea au, de fapt, autorizație de construcție. Eliberată ulterior, de drept, acum vreo 7-80 ani, da? Și pentru care, deci chiria de la care s-a plecat inițial a fost de 12.500 la anii 98 și s-a reactualizat cu rata de inflație, ajunsese pe la 80 de milioane pe lună și plus 20 de milioane impozitele pentru clădirile care sunt cu caracter temporar. Pentru că primăria are dreptul, într-adevăr, dacă schimbă destinația, să rezilieze unilateral contractul. În rest, îmi pare nespus de rău, cred că cineva nu-l informează pe domnul Fericit, primar Romanescu, Fericit cu ce subordonați are, de-aia zicem Fericit, că așa explic. Cu toate aspectele. 1. Conform legii, Consiliul Local este cel care concesionează, închiriază sau chiar vinde imobile. Dumnealui a constatat prin aparatul propriu de specialitate de acolo că este o neregulă cu contractul de la Piața Centrală. Ok. Care a expirat 15 decembrie în acest an. A constatat. Din punctul meu de vedere, dumnealui avea obligația să informeze de îndată Consiliul Local, să propună soluția pe care o credea dumnealui în cazul de față, rezilierea, dacă așa considera domnia sa, iar Consiliul Local, cu o majoritate calificată deci de 2/3, decidea. Sunt vorba de patrimoniu. Faptul că s-a hazardat singur să semneze o notificare, nu cred că prea e în regulă. Părerea mea personală. Spuneați-ne domnul Rotaru. Nu uitați că Rotaru este... Păi nu, haideți să o luăm așa pe bucățele. Nu mai trecură cele 5 minute. Da. Spune, Irina, ce ne haideți spui, să rămânem... Să rămânem în zona telefon, asta. Păi nu aici spun. Spuneați că domnul Rotaru nu a executat nu știu ce și al directorii. Domnul Rotaru spunea că a fost pus să execute domnișoară, ceva. Acest și că subiect, la, și la rândul domniei este, sale, nu mai este de discutat. Voia să pună pe altcineva este să execute. Un dosar penal. Este un dosar penal, dar... Orice comentariu într-un dosar penal, în spațiu public este interzis. Cine spune lucrul codul ăsta? Penal. Nu, este interzis să iasă în spațiul public cei care instrumentează dosarul. Nimeni, domnule Caragea, domnișoară, orice comentariu referitor la un dosar să penal, analizeze o situație de orice natură. Vorbim orice, dumneavoastră m-ați întrebat ce părere am despre ce a declarat Rotaru. Și eu vă spun păi, așa. Păi, că nu am ajuns la capitolul dosar... Rotaru, suntem la capitolul contract.
Atunci ai zis contract de închiriere. Bine, lasă-mă puțin să-i luăm pe rând. Bun, a zis domnul Caragea că trebuia să organizeze o licitație publică. Nu, 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 n-am spus asta. Dar cum, așa ați spus. Am spus că cea mai transparentă formă, da, este licitația publică. Stop. Nu încredințare. Cap, am înțeles. Consiliul local. Bun, are, spunea domnul Caragea că lege, primarul trebuia lege, să sesizeze Consiliul local. Da. Înainte bun de a-i notifica pe cei de la... Da, am înțeles. Numai că, domnule Caragea, știți, consilierii locali se întrunesc o dată pe lună. Domnișoară, sunteți într-o mare eroare. Lăsați domnul ședintele Romanescu acelea extraordinare a făcut de când a venit primar vreo 9 din alea, din datele mele. Cred că 9 sunt. Da? Care era problema? Dacă mai făcea una? Într-un an de zile a făcut 9. 7 sau 9? 7 mi-au ieșit, dar de îndată și 2 extraordinare. 9 au fost, 19 au fost. Haideți să răspund și eu acum. Nu vreau să greșesc. Da. De ce noi informa Consiliul? Time out. Cine la... Timpul, domnul Caragea. Timpul nu l-a lăsat pe Romanescu, bine? Te rog frumos, te rog să fii civilizat. Vrea să se adreseze Consiliul Local, care Consiliul Local... Eu vă rog să vorbim pe rând. Dar l-am chemat aici, mai asta vezi impresia că vorbim la noastră? Gata, a spus, uite, am două puncte notate, vă răspund și eu. Dar ce te repede? Unu, hai să vă lămuresc eu, oameni buni, e o vrăjeală cu licitația publică. Bine, aia e o vrăjeală. Face licitație. O să ajungem și la nu licitație, pot să vin dar acolo, mai nimeni, întâi puțin, ne ocupăm de contract. Nu, păi le luăm cu începutul. Eu am speculat de domnul Caragea. Licitație publică, atunci oameni buni, transparentă nu, e transparentă, e o vrăjeală de 2 lei, domne, nu se poate așa ceva. Niciun om de afaceri nu-i vine acolo în curtea lui ea să-și facă, vreau să liciteze măcar, că nu fi nebun, să ia acel spațiu. Domne, unde era 98? Lasă-mă, domnule, că suntem în 2018. Unde era în 98? La, în Grecia, dacă nu mă înșel. Da, în Grecia era, mă spun sigur. În 98? Da, 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 în Grecia. Foarte bine, de-aia nu știi. Da. În 98 a fost foarte ideea importante care s-au înscris la acea licitație. Știu. Tot era aceeași curte de care zici tu. Haideți să ne înțelegem. Aia cu licitația pică, oameni buni. De ce nu vii lângă casa mea tu vreodată să riști banii? Să faci cine știe ce mască, domn, pe acolo, că nu te las. Firme. Nu vreau. Deci câștig numai eu, Ivan, dacă mă înscriu. Restul fug toți, că nu vin cu mine să liciteze oamenii. Am tăiat-o pe asta cu licitația, era o vrăjeală pe care de Consiliul Local să-și facă cărțile ei. Consiliul Local este acela la care domnul Caragea spune că trebuia să ducă primarul. Da. Păi, ei erau cu pantofi în mână, în fugă, pe la oameni de afaceri, pe la uși până la urmă. Domnul... Ei se grăbeau să inițieze proiectul de parcare, să o și vândă repede. Să mă plâng la cine? Domne, a dat pe 49 de ani, este vânzare. Bă, lași domnul... că nu mai trăim atâta, că nu suntem corbi. Mergem mai departe. Spuneați aici foarte clar că de ce ridici vocea? S-a închiriat, așa vorbesc eu tare. De ce ridici vocea? Așa vorbesc eu tare. Să vezi câte octave poți să scoți eu. 121 de locuri de parcare. Mai jos, mai jos. Așa scrie, aveți dreptate. Perfect. O să te citești. Domne, aveți dreptate. Citește aici că sunt. Nici măcar, vreau să citesc la mine în hârtie. Siguranță. Îl are. Deci, spune foarte clar. Ce spune oameni buni? Ascultați și voi care nu vă pricepeți la n-ați făcut dreptul niciun, dar nici nu trebuie să faceți dreptul, trebuie să fim puțin bun citovi. Zice așa, în hotărârea de Consiliu, mare atenție, care le-a dat parcarea oamenilor în urmă cu 20 de ani. La articolul 4 spune așa, destinația terenului va fi exclusiv pentru parcarea autovehiculelor. Punct. Bun. Punct! Să vă mai spun unde n-ați avut dreptate, nu știu dacă ați fost intoxicați sau n-ați știut. Vă spun ca să știți de acum, nu a existat autorizație pe nicio terasă din piață de acolo. Domnul Caragea, deci încă o dată. Ori, pe ansamblu, spațiu plus terasă, s-au perceput niște chirii, care fără terase erau zero. Domnul, pot să vorbesc și eu. Deci, încă o dată. Deci, o dată. Câte spații au fost ulterior subînchiriate de proprietari? Limbajul meu este perfect și adecvat. Deci vorbesc chiar frumos. Păi vorbești, dar nu ridica tu. Eu v-am întrebat. Știați că au fost subînchiriate pe acolo spații? Domnul. Da sau nu? Unu. Pot să vorbesc. Domnule, dar răspundeți și mie, da sau nu? Știați? Ce să știu? Dacă au fost spații subînchiriate. Deci, din totul acela, au fost spații subînchiriate. Știați? Am întrebat care este problema cu chiriile. Și am întrebat pe cineva care... Domnule, nu chiar răspundeți. Pot să vă rog, cum să nu răspundă? Nu răspundeți. Din ce ai făcut tu de pătratul ăla mare, așa, cei care au plătit chirii și plătesc chirii, plătesc pentru o suprafață pentru care probabil au un contract. Și vă rog să mergeți să-i întrebați, că de-aia sunteți televiziune, pentru ce plătesc? Da? Și probabil și primăria trebuie să-i întrebe. Doi, nu uitați, te rog frumos. Și mai cine trebuie să-i întrebe? Mai puțin, lasă-mă puțin. Ai, nu le aveți. Ba, le avem. Păi lasă-mă să termin. Niște contracte, că oamenii ăștia probabil știau că este ilegal. Erau conștiințe ilegal să subînchirieze. Băi, lăsați-mă să vă răspund, ca să înțeleagă și oamenii. Răspund lui Ivan.
majoritatea acelor contracte sunt contracte de colaborare. Sănătate. Așa scrie, contract de colaborare. Dar pe care se percepeau lunar niște taxe. Taxele erau pe metru pătrat. Domnișoară, încă o dată te întreb. Este o formă juridică? Este un litigiu juridic. Este o formă juridică, dar atâta timp cât în acea hotărâre de Consiliu Local, prin care primăria municipiului Târgu Jiu a dat acelor oameni de afaceri pentru 20 de ani terenul de aproape 4.000 de metri pătrați cu destinație fixă și exclusivă parcări, cum Dumnezeu să stai să te gândești, să găsești niște chichițe... Cine a eliberat acele juriștii care au firmele? Cine a eliberat acele autorizații de construcție pentru chioșcurile acelea? Dumneavoastră spuneați că știți sigur că există niște autorizații. Date construcții temporare. Am o adresă de la primărie primită mai înainte. Nu am la mine, dar știu, există, da? Pentru chioșcuri și pentru scara aerulantă și așa mai departe. Temporare. Pentru că e clar, la momentul când primăria decide să schimbă loc, aia dispare. Haideți să vă spun eu și cum au găsit Eu te întreb, are autorizație de construcție? Că e provizorie, n-are importanță. Păi nu știu, asta trebuie să verifice garantat poliția, are. Poliția locală. Da, păi ai spun, dar hai să nu ne ați hazardă. Haideți să nu stăm prea mult pe un subiect. Poliția a eu verificat. Nu știu, eu nu știu ce face poliția. Nu, în ăștia, până deci a plecat așa, dumneavoastră de la deci poliție, domnule Caragea. Să ne înțelegem, domnișoara. Eu nu spun ce am făcut la poliție, să ne înțelegem. Eu nu o să spun niciodată ce am făcut, ce s-a verificat. Da, eu ți-am dar spus, ați condus poliția domnișoară, județeană. Eu am condus poliția județeană, da? Nu vreau să spun decât atât. Dar nu în să cazul spun în care acum o să se demonstreze că timp de 20 de ani acolo a fost o încrengătură de ilegalități, dumneavoastră nu o să aveți și niște mustrări de conștiință. Dacă este așa, o să am și o mustrări de conștiință alături de alții care chiar aveau concret să răspundă de treaba aia. Cine, da, din punctul așa dumneavoastră de vedere, din poliție să de atunci, toți cei care lucram în această instituție, că nu vorbesc de alții. Și de ce nu ați verificat? Da, de ce? De unde știi că nu s-a verificat? Eu știu că s-au făcut niște sesizări. Nu te întreb, de unde știi că nu s-a verificat? Păi nu știu, v-am întrebat. Și eu ți-am spus că nu pot să răspund subiectele de poliție. Aia spun. Păi bine, fiind niște dosare foarte vechi, probabil s-au finalizat. Nu pot să-ți spun. Cele parchetului? Orice e vorba de dosare. Haideți să vă pun o singură întrebare. Avem aici o hotărâre definitivă, vedeți foarte bine, este din 2012. Spune așa, pe încheiere, citind doar încheierea. Da. Obligă Pârâta Escerona SRL să achite reclamanților suma de 483.044 plus despăgubiri aferente, în total vreo 5 miliarde de oameni buni. Asta obligă instanța judecată pe Rona să plătească către cei care au avut magazinul în centru parcării. Către cine? Către Constantinești. Nu, către familia care a așa, câștigat familia terenul. Bun. La înalta curte de casație. Mare atenție. Te cunosc. Obligă chemați în garanție, că Rona a chemat în garanție primăria Târgu Jiu și plătește primăria lui Rona aceiași bani. Da, pe de logic. E logic, nu? Hai să vă spun eu ce nu este logic, domnul Caragea. Nu, stai, să vă spun să termin eu ideea, după aceea dumneavoastră mă combateți. Aici undeva sau în hotărâre că terenul ăsta are în mijloc o problemă juridică? Stop. Lăsați-mă să termin întrebarea, că nu v-am pus întrebarea. Nu asta e întrebarea, aveți dreptate. Alta e întrebarea. Pronunțată în sentința publică azi 28.06.2012, cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, oameni buni. Deci primăria este băgată gloabă la plată. 5 miliarde pentru omul de afaceri, care la rândul lui a plătit 5 miliarde alia și a recuperat de la primărie, iar cu termen de recurs în 15 la comunicare scria doar așa, ca să vedem noi acum după 18 ani, după 18 care au din 2012, după 6 ani. Domnul Caragea, ca jurist al unei instituții noastre, reprezentați interesul instituției noastre unde lucrați sau reprezentați interesele mele, Ivăniș, sau interesele de grup? Vă întreb acum sincer, trebuia juristul să atace cu recurs această hotărâre? Dar sunt convins că a fost atacată, pentru că a rămas definitivă. Nu a fost atacată niciodată asta. Mare atenție de ce vă spun. Păi citește în adresa primăriei. Domne, a venit definitivă că n-a mai făcut recurs primăria, mi se pare. Ce n-a făcut? Domne. Păi da, s-a făcut recurs. Bine, primăria trebuia să meargă până în pânzele albe să-și câștige bani. Deci din punctul meu de vedere, ca să-ți dau răspunsul, să ne înțelegem. Local. Când în 2013 a rămas definitivă, da? O să solicit și o să te rog să solicit curții de conturi. Vezi că a fost o verificare a curții de conturi, care era organul abilitat să vadă ce s-a întâmplat cu aia 5 miliarde de la primăria. Și s-au dispus niște măsuri. În 2012, cine era președinte de curții de conturi? S-a spus 2013. Cine era președinte de curții de conturi, întreb? Nu, asta așa aminte. Când... Domnul... Pe site. Nu, stai să vă spun, oameni, de ce spun treaba asta. Fiindcă știu foarte bine că la vremea respectivă era curtul, dar acum cel de Poiană, nu? Nu e adevărat, domnul. Dar ascultă-vă ce spun. Era un director extraordinar, un om care a stat 20 de ani în funcția curții de conturi. Îl cheamă altfel. Îl cheamă altfel? Da, n-are nicio legătură. Aveam niște informații. Te rog, ai niște vrăjeli. Nu. Deci, domnul, vrăjeli? Toți sunt vrăjeli. Îi prieten cu mata Poiană?
Deci am rugăminte. Păi spune, sunt prieten cu foarte mulți oameni, da? M-aș simți onorat ca domnul Poiană, care de atâția ani la Curtea de Conturi, spune, domnule, prieten cu Caragea. E, și eu am informații pe care o să mi le verifică, sunt anumiți pe la Curtea de Conturi care fac pachetele de 15 ani de zile pe la primăriile din Gorj. Păi pachetele de sărbători. Hai să-ți dau un exemplu. Așa. Ca să-i dau totodată și Irinei. Cine este directorul acțiunii la patrimoniu? Soțul directoarei ajunge la Curtea de Conturi, da. Și atunci de ce nu chemați aici direcția de patrimoniu să vă lămurească? Pe cine să chem, domnule, aici? Pe cum, pe cine? Au jurist, au tot de cuvânt, domnul au Caragea. Directori, au julți. Vorbim acum de anul 2012. Nu, o dată, era și atunci dumnealui acolo. Hai să vă spun lucru, să nu vă gândiți că eu, Ivan, trăiesc în altă lume și cred că acum totul s-a schimbat și totul este bine. Deci Consiliul Local a puternicit pe domnul primar Petrică Nanu, pe doamna jurist Elena Ungureanu și pe doamna economist Narcisa Căilean, fostă, actualmente o cheamă altfel, da? Vedeți? Da. Ca să se ocupe în calitate de să încheie acest contract în care primăria avea calitatea de locator. Eu vreau să vă spun că dacă undeva este o problemă, trebuie căutată în primul rând. Ne ducem la Nanu. Nu, lasă-mă să termin ideea. Trebuie căutată la juridicul aceste instituții, care să plece din 98, era pe rol sau nu era procesul? De ce n-au trecut? Eu nu știu când a început procesul cu familia Constantinescu și tot de căutat. Haideți totuși să nu prin 2013 a mai fost un act adițional. Păi asta, dar ce nu mă lași? În urma controlului Curții de Conturi s-au stabilit niște măsuri. Da? Probabil nu l-am văzut, nu știu că există, dar nu s-a stabilit nimic penal. Garantat, Curtea de Conturi n-a făcut nicio sesizare penală, pentru că verificarea Curții de Conturi s-a făcut pe plata celor 5 miliarde 600 și ceva, cât a fost cu dobânda actualizată. Vreți să mă convingeți cumva că această Curte de Conturi de-a lungul timpului a fost undeva echivalentul Statuii Libertății? Nu, am o rugăminte. Te rug eu frumos. Nu v-a întrebat. Eu nu vreau să te conving. Eu îți spun la o întrebare. Eu i-am dat un răspuns domnișoarei ce s-a întâmplat, de ce s-a sesizat sau nu sesizat ceva și spun așa. Verificarea banului public revine la două instituții. Da. Finanțelor. Da? Și Curții de Conturi. Când Curtea de Conturi a constatat că este o problemă acolo, a constatat în anumite inadvertențe, dar nu sunt de natură penală. A dispus. Dar ce ar fi, domnule, de natură penală? Dar de ce este material? Ce se discută în domnul domnule? Caragea, în centrul lor de beton, în lor de granit avem beton amprentat. Ce a făcut Curtea de Conturi, domnule? Domnul, stai să ne înțelegem. Ăsta a fost proiectul aprobat. Eu n-am fost de acord cu acest proiect. Eu spun, un om ca și dumneavoastră, da? Nu. Dacă proiectul niciodată respectiv, domnule, dacă proiectul respectiv a fost aprobat de este legislativ. Legislativ acestei unități administrative teritoriale. La care proiectul vă referiți? Deci l-am prezentat, la beton. Păi nu, că acolo este altă măgărie, știți foarte bine. Lasă-mă că a fost un dosar. Dar dragă, dacă s-a dat soluție, ce poți să contești? Soluția a fost s-a dat soluție, s-a făcut plângere. Încă o dată, s-a făcut plângere împotriva soluției. S-a dat acea soluție. Eu nu comentez soluțiile. Dacă voi le comentați, e dreptul vostru. Da, le comentăm pentru că la vremea respectivă... Deci, organul constatator nu a fost de acord cu soluția... Ministerul Culturii. Deci, încă o dată, nu a fost de acord cu soluția dată în primă instanță, s-a făcut plângere împotriva soluției, s-a redeschis cercetările și, în final, tot clasarea a fost. Da? Sau neîncepere, cum era atunci. Mai departe, eu nu comentez. Cine are alte date și altceva, poate mai mult decât avea, mai îl rog frumos să facă și el plângere și să dea alte soluții. Domnul Caragea, datele le-ați avut tot timpul dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă spuneți că sunt un dezinformat cât ați lucrat în IPJ, eu mă duc dracu la Balamuc. Păi poți să pleci. Hai, domnule, poți să te duci. Ai știut tot timpul dumneavoastră. La Poiana Mare s-a închis. Poți să te duci la... Domnul Caragea a știut tot. La Timișoara. Tot timpul a știut. La Jebel. Haideți să... Deci în acest caz, dacă vrei să fii un jurnalist adevărat, deci dacă vrei să fii un jurnalist adevărat, te rog eu să notezi. Unu, haideți că nu notez. Ba notează. Solicitare Curții de Conturi. Nu am nevoie, domnule. Domnișoară, solicitați Curții de Conturi Caragea, să vă prezinte materialul din 2013. Nu, haideți să vă spun hai să care, nu mai vorbim pe lângă. Care spun așa, este problema? În contractul din 98 nu se face nicio referire că ar fi un litigiu pe acel teren. Păi, lăsați litigiul. Nu, să ne înțelegem. Probabil vă referiți în acel la moment care ulterior a câștigat și a obținut. Dar probabil că acea familie depusese înainte. Nu, oamenii și-au reconstituit dreptul familia Constantinescu, da? Acum depinde în ce fază procesuală era respectivul. Nu, probabil că să ne înțelegem. Și uite, pot să spun așa, nici și mama mea, Dumnezeu să ierte, a depus din 92-93.
o solicitare cu mătușa mea, cu sora ei, să ni se reconstituie de la niște bunici, de la bunici niște bunici. În fine. Și acum n-am primit titlurile pe anumite bucăți de teren. Am înțeles. Cineva, haide să nu mai, hai să ieșim din zona asta. Problema e alta. În condițiile în care ar fi, să spunem, un contract de închiriere, cel din 98. Deci trebuie să plece cel din 98. Păi ăsta e valabil și acum. Din care? Și la s-a făcut un act adițional este ulterior. Este un act adițional exact în 2013. În urma controlului curții de conturi s-a făcut un act adițional în care i-a obligat să plătească în plus 2000 de lei pentru acele construcții provizorii. Da, deci și probabil atunci s-a introdus și clauza. Nu știu, nu am actul, nu vorbesc. Acea clauză este, spuneam, una care a fost prevăzută în hotărârea de consiliu, hotărâre de consiliu care, sau în baza căreia s-a încheiat contractul. Care contract? Contractul cu cei de la Rodna. Domnișoare, eu n-am găsit în contract decât atât să păstreze obiectul ăsta de 121, chiria să plătește. Păi, da. Dacă nu se plătește 3 luni, se reziliază, n-am găsit altceva. Eu înțeleg următorul lucru. Dacă vin și închiriez de la dumneavoastră, îmi dați, deci, îmi în dați acest moment, ca domnul lăsați să vorbească. Dacă dumneavoastră îmi dați o bucată de teren, bun, să fac, nu știu, o, să zicem, o căprărie, da? Vreau să cresc capre. Dumneavoastră îmi dați... Chiar îți dau dacă vrei. Mulțumesc. Am o stână pregătită, n-am capre. Mie să știți că îmi plac animalele. Foarte bine, chiar te rog să vii. Pricepe, dar... Înveț. Este un exemplu așa aleatoriu. Dumneavoastră îmi dați o bucată de teren, da, te-am înțeles, să-mi fac o căprărie. Da. Eu pe bucata dumneavoastră de teren mai ridic niște hardughii acolo și o să și sub închiriez. Din, din să mai fac o unicofetărie, exact, maruchinărie, benzinărie. Te rog frumos, nu mai sări cu gura, că vorbesc cu domnișoara, ai respect. Deși, dumneavoastră îmi dați cu destinație concretă de a face, bun, o crescătorie de capre. Am înțeles, da? Pot să continui. Este corect, corect. Să dau răspunsul. Și este legal un ulterior contract, că îl numesc eu de închiriere, sub închiriere, colaborare, sau oricum i-aș spune, cu o terță persoană? Domnișoară, în 2013... s-a modificat contractul inițial, nu l-am pe ăla, n-am reușit să fac rost de la astăzi de el, am încercat pentru că știam că mi-ai spus despre ce să discutăm și aș fi vrut să discutăm pe el. Două lucruri, repet, această discuție ar fi foarte definitorie pentru toată lumea. Să vedem ce ne-a scris atunci în noua anexă la acest contract, da? Păi dacă le-a autorizat chioșcurile și le-a dat pe chioșcuri primăria și le-a impus o taxă suplimentară de 2000 de lei pe lună, noi nu știm ce scrie acolo. Vorbim în plus acum. Ne dăm cu supoziții. Eu nu spun că e moral sau imoral, nu spun că e legal sau ilegal. Spun doar atât. Există un contract care încă nu e în vigoare. Primarul a constatat inadvertențe și probabil că are argumentele sale. Eu nu le combat, că nu le știu. Spun doar atât. Avea obligația legală să se adreseze Consiliului Local ca să anuleze acest contract. Nu e adevărat. Domnul, te rog frumos, e părerea mea de jurist și mă mențin. Da, și vreau să spun, e dreptul meu să mențin. Scrie în lege, nu ca să citesc. Discuție a unei eventuale sesizări, trebuia să se facă ceva, că... Domnișoară, stai să ne înțelegem. Un contract se reziliază unilateral fără să fie nevoie să te adresezi Consiliului, domnul Caragea. Atâta timp cât există această posibilitate. Hai să ajungem în timpul de astăzi. Articolul 1552. Articolul 1552 din nou cod civil spune așa: rezoluțiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificare scrisă, ce a făcut primarul, fericit, a debitorului, atunci când părțile au convenit astfel, când debitorul se află de drept în întârziere, deci nu are cum scrie aici să mai mult de 3 luni să plătească, da? Oricând acesta nu a executat obligația în termenul fixat prin punerea în întârziere. Declarația de rezoluțiune sau de reziliere trebuie făcută în termenul de prescripție. Și marea problemă este că eu nu știu dacă ei s-au dus și au făcut un proces verbal acum. Pentru că dacă se leagă din ăla de 2013, vreau să spun că la după mine cred că e prescris din ăla din 2012. Și trebuie trai la luați la întrebări, probabil juriștii care n-au făcut atunci. Sau nu știu ce a scris curtea de conturi, revenim. De ce n-au făcut domnul Caragea atunci? Păi întreabă-i tu. De ce nu i-a prins domnul atunci? Că pentru că curtea de conturi nu a găsit nimic penal. Dar nu a întrebat mai curtea de conturi, nu mi-a poate să-i dar domnul ăsta n-ai speculat niciodată că se întâmplă treaba asta. Am o rugăminte. Când legea este foarte clară, organul abilitat,
pentru verificarea cheltuirii banului public. Bun, da? Dacă eu nu vorbim deloc de un sfert de oră. Dumneata ce îmi spune acum este ca și cum ca și comandat al IPJ, dacă pe unul prindeai, îți dau un exemplu că care cocaină, nefiind competența IPJ-ului, nu te băgai deloc, că e comitat dicotului, mi-a dat ce din gură. Dacă dumneata, atunci ai știut deci, tot, domnule, de ce nu te-ai sesizat dumneata să iei de gât? Am o întrebare. Ce trebuie să-i te băcute de conturi? Am o întrebare la tine. Tu de când îți permiți să-mi spui mie că eu trebuie să încalc competența? Care? Dacă ce să încalci, domnule? Deci, domnul, în momentul domnule, stai puțin că nu lucrai, domnule, la serile de flori, dumneata, erai șeful IPJ. Și informațiile, repet încă o dată, le-ai avut permanent. Nu știi care e prima să... obligație care? A unui polițist când constată o încălcare a legii? Da, ce să facă? Să-și verifice competența. Să-și verifice competența? Și dacă nu este competent, să decline către instituția competentă. Și ați declinat? Da, aia nu e problema ta să spun eu ce am făcut. Îmi spuneți, domnule, da sau ba, atât. Deci, încă o dată, din moment ce sunt anumite... Publică, da, acum, da. De declinare sau nu. Domnul, am spus, dar spun, dar nu puneți să spun ce am declinat sau nu. Să am înțeles. Cum vi se pare acum? Lăsăm, hai să gata, nu mai dezgrupăm morții, că s-a discutat prea mult despre treaba asta și m-a obosit pe mine cu Paga la Rona. Păi stai să continui. Cum o vedeți dumneavoastră ca idee, acum, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alineatul 2 litera C, Consiliul Local, lasă-mă, te rog frumos, spune așa, hotărăște darea la administrare concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei. Știm și noi asta, domnule. Da, orașului sau municipiului după caz, precum și a serviciilor publice de interes local. Tot, să vândă tot Consiliul Local poate. Da. Așa este, știam el asta. Este legislativ. Domnule, el este domnule. Dar asta, de față, vă spuneam ceva mai devreme, că acest contract pe care îl aveți dumneavoastră în față din 98, în baza căruia s-a închiriat terenul către cei de la Rodna, către firma Rodna, s-a stabilit printr-o hotărâre de Consiliu Local. Da, uite aici. Păi și atunci care e problema? Și acum trebuie să hotărâți. Da, și ne spuseră ce deja știam și noi. Păi dar spuneți le hotărâți prin dator, de ce n-a făcut legea să la oameni? Merg la serviciu. Deci încă o dată. Și că iarna ninge. Deci, domnișoară? Eu te întreb un lucru. Știți ce? De ce intrăm domnul Romanescu nu a... locuri comune nu, 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 nu. De ce domnul Romanescu în cazul de față nu a informat Consiliul Local? Nu era cazul, domnule. Ai, părerea mea este inversă. Nu. Și-o vedea, dar e un dosar penal, o vedea. Dar nu bine, trebuie... asta o să spună Marcel Romanescu. Ce a gândit, cum a gândit și cum a acționat și de ce a acționat așa. Bănuiesc că sunt niște juriști la primărie, nu? Articolul 1276, iau-te că mă ajută și pe mine ai mei, bravo! Noul cod civil, denunțarea unilaterală, efectele contractului... Uite, uite, da. Nu vezi că se poate și unilateral? Domnul, vezi în ce condiții? Ce condiții, bine, domnul? Dar aici nu e vorba de te-am prins la furat, ți-am zis la contractului, la revedere! Exclus! În acea somație pe care au trimis-o cei de la primărie, administratorilor de la Rodna, dacă nu mă înșel, dacă am citit eu bine, este undeva stipulat și termenul de reziliere, de reziliere de drept. Asta înseamnă că în acel act adițional din 2013 este prevăzută această reziliere de drept în condițiile în care se subînchiriază sau nu se respectă destinația, deci, că practic asta este. Cu gurița ta că nu s-a găsit niciun contract de închiriere, ci de nu știu ce fel de contract. Au fost și contracte de închiriere. Am spus că au fost diverse contracte, nu știu, 6, 7 la număr. Unele erau de închiriere, altele de colaborare. Bun, colaborare, că Curtea de Conturi a constatat că nu este o chestiune decât de o interpretare și trebuie plătit ceva, care mai este? Noi discutăm o competență. Bine, Curtea de Conturi stabilește modul în care au să fost se... trei în fiecare an, domnișoară, în fiecare an vine Curtea de Conturi la primărie. Prejudicii, nu, domnul, domnișoară, ești în eroare. Curtea de Conturi verifică toate instituțiile bugetare cel mai târziu la 3 ani. Dar la primărie, de regulă, de ședință de județ, se face un control anual. Și acum e Curtea de Conturi la primărie a Târgușiu. Da, să fie și să stea acolo până văd de regulă ce s-a controlele curții de conturi. Ultimii ani. Deci de regulă păi nu că îi verifică de la ultimul control de anul trecut. Și plus aspecte care le sunt sesizate direct. Ah, deci ultimul control de anul trecut, nu mai verifică înapoi parandele. Plus aspecte care mai sunt verificate. Deci cei care au dat descărcarea de gestiune. Domnul Caragea, dacă erați primar, le dădeați parcarea sora de la Rodna, sau făcea scandalul ăsta acum cum face Romanescu, sincer. Sincer, da, sincer. Acest, încă o dată. Două variante. Domnișoară, opreați pentru primărie sau o dădeați la oameni de afaceri? Mă lași 30 de secunde. Eu știu răspunsul, mă întrebai la mișto. De ce, Vane, vrei să spun ceva? Dacă tu știi înainte, tu ești un nou... Domnule, dacă Rotaru îți făcea dumitale ca primar, ce a făcut Romanescu, ce-i făceai?
Pe Românescu, Românescu nu știe că te față Rotaru. Rotaru a fost primat de mandat, i-a dat. Domnule, mă lași cu Rotaru, ia băcă de capra, nu știe nimic. Domnul a fost trei, domnul a ales o comună de 3 ori. Doi. Să cum trebuie. Doamne, mă crezi că dacă mă duc și de punct datura acum până în 2020 câștig primarul ce comună. Mai bag 500 de milioane și-s primar. Te rog eu frumos, chiar te rog să te duci. Bine, și domnul Bârcă, să știți că e primar de nu știu câte mandate. Și care e problema? Domnul Caragea, cum puteți domnule încuraja astfel de personaje? Dar și care e problema? E un primar de excepție, Bârcă. O fi de excepție, dar. Ce spuneți domnule când a spus, când a spus cu subiect și predicat Rotaru că l-a învățat Aurel Popescu și cu Jianu să semneze acel penal să răspundă. Nu, să facă referatul, sau cam așa ceva am înțeles. Nu, l-a scris după dictare, domnul Caragea. Domnul, dacă l-a scris, e problema lui dacă n-a știut carte și a învățat. Care e problema? Și astăzi, la o emisiune, domnul Rotaru se bădea cu cărămida în piept și aseară, prin telefon cu dumneavoastră, chiar la Tele 3, spunea că el a fost șantajat, că firme de pază... Domnul, Rotarule, știi când mi-a dat mine firme de pază? Zero. Te rog frumos. Ducă-să. Te rog frumos, am dumneata trebuie să răspunzi pentru ceea ce ai făcut. Te rog frumos. Lasă-mă mine cu poveștile filmele de pază. Te rog frumos. Numai puțin. Eu luni când am ajuns cu domnul Rotaru, suntem invitat la o emisiune și te rog frumos, lasă-mă să vin și eu atunci. Da, invită-te, care e problema? Eu am fost invitat luni, dar și mie. Vreau să dau pe Facebook, să dau și o distribuție la celebra asta emisiune. Păi vă dă eu, domnule, odată. Păi să dați de două ori? Da. Știu că vă e drag cum e aici, dar asta e. Mai veni și altă. Nu reușesc semnalul ăsta al tău aici. Semnalul meu nu se poate prinde, că am securizat UEFI să nu mi spargă ăștia să facă nenorociri pe aici. Bine, haideți să nu mai vrem ceva. Nu, ne-am cramponat prea mult. Deci încă o dată, să-i dau lui Ivan un răspuns. Răspunsul. Eu mi-am spus așa punctul meu de vedere. Și că poate o să fiți candidat. Te deranjează? Nu, am zis poate o să fiți candidat. Mi-ar plăcea să-l văd și pe mi-ar plăcea domnul să văd și pe domnul Romanescu candidat independent. Domnul Caragea. Și doi, mi-ar plăcea ca acest individ să vină independent să-și vadă valoarea. Dar mă luați, domnule, și pe mine consilier personal, domnul Caragea. Dar dacă tot... Da, dar mă luați. Consilierul Romanescu. N-am fost niciodată. Nu fi mincinos. Niciodată. Că te bate Dumnezeu. Doamnișoară. Domnule, dacă mă iei dumneata, crede-mă ca primar, pe mine consilier, pe cuvântul meu dacă nu. Mă sună acest individ din dreapta mea, numit Ivăniș Nicolae. Domnule, da? Vindem gara amândoi sau nu vindem? Zic că ăsta nu-i bun de drag, Romanescu, ăsta nu mai suport. Ia mâna de pe mine. Un ban nu facem cu ăsta. Ia mâna de pe hai, mine. Hai, domnule, să luăm primăria înapoi. Noi, cum știm noi așa. Deci am rugăminte, ia mâna de pe mine. Haide să nu ne mai... Deci mă sună acest individ de Ivan. Da, vă rog să nu... Care fusese consilierul. 10 minute. Dar e bine să știe telespectatorii aceste lucruri. Concis, știți? Concentrat. Vreau să spună că l-am ajutat pe Romanescu, oameni buni. Tot l-ați ajutat, voi, tot orașul l-ați ajutat. Tot ca mine. Te rog eu frumos. Spuneți. Și o să vezi proiectul meu și o să spun de ce îți dau răspunsul mai detaliat și elaborat. Și mă roagă frumos să mă duc să mă întâlnesc este cu cineva, chiar era în primele zile, înainte nici nu începuse campania. Mă duceam la Piața Mică să mă întâlnesc cu buna mea cunoștință, cu domnul Pui Deaconescu, care vroia să mă roage și m-a și rugat, de fapt, să-l ajut pe Marcel Romanescu. Bine, înapoi, îl vedem. Eu am încercat cât am putut să votăm schimbare, nu știu ce. Romanescu a zis că nu l-am ajutat. Nu e adevărat? Și mă duc... Te bate Dumnezeu și vedem legislările, nu l-a ajutat nimeni, nici chiar tu. Și mă sună și mă duc, știi că la ora actuală Târgu Jiu, cele mai multe decizii importante spre Târgu Jiu se iau în trei locuri. Pe strada 14 octombrie, după un bar și după un cap de stradă, pe școala aia de prin 9 mai lângă fosta ICRA și undeva în altă zonă, unde-i cuibul Vizuina H. Mă duc acolo, când cine crezi că era? Celebrul Ivăniș, lângă el, fericitul primar. I-a spus domnul primar, da bine, domnul, faceți, discutăm. Era mai mult, recunoașteți, erau toți care au fost alături de Romanescu, dar nu-i cunoșteați dumneavoastră, erau la masa vecină, vă spun. S-a mutat singur la masă când ați venit dumneavoastră. Nu, domnule, era cu tine la masă. Și l-am rugat frumos, eu am plecat, v-am lăsat singur, recunoașteți și asta. Te-am rugat frumos să ne lași, că sifoane ca tine nu stăm de vorbă. Dar vă rog, dacă puteți să fiți mai concis. Am discutat, dar de ce să nu fiu concis? Este un subiect, dar cu un an. Nu, e un subiect, dar să știe lumea. Acum și te face un an. Și noi suntem într-un scandal legat de niște tentative. Dar nu știi ce am pățit cu Ivan. Păi nu sunt de tentativă. Și în proiectul meu managerial pe care bunul tău coleg și patronul tău, că e patronul tău, a spus niciodată aici, la casă. Aici nu suntem. N-ai spus că e la tine acasă aici și că tu ești șeful. Lasă, băi, casa noastră. Aici nu ai spus asta. Scutește-mă, acum ai spus mai bine. Prima greșit, reformulez. Spune așa, eu am spus așa. O prioritate absolută este Piața Centrală. O parcare urgent construită peste, doar pe un nivel cu plecare din dig. O placă de beton efectiv pe niște piloni. Nu trebuie altceva, care să plece de pe dig și să vină până în hală și până în alea, peste administrația pieței și închiderea acelei cupole și punerea unui chiller care să producă, e un aparat care produce aer rece vara și aer cald, nu multă căldură, dar aer cald, produce cald iarna, ca să nu mai stai amărâția să înghețe acolo. Renunțarea la idioțenia aia de proiect
pe Super 2000. Păi e făcut, domnule, eligibil de pus. Domnul, am o rugăminte. Păi nu mai vorbim, iar bat din butavaci, iar domnul. Și care, băi, eu spun ce, ce gândesc eu, da? Mă las și eu aș spus dumneavoastră. Nu mai gândiți, domnule, ce deja ai făcut. Iar proiectul de la Piața Centrală, mare, trebuie desfințate cârnățăriile, am spus, de la A la Z. Ce numiți cârnățării? Acolo unde micările. Se duc cârnații și mici la... Da, domnișoară, toate așa. Trebuie desfințate, da? Făcută o buclă care se intri de pe strada Unirii, din dreptul parcului, cu pasaj subteran până la nivelul scării. Am adus specialiști olandezi. Eu i-am adus când eram într-adevăr la poliție, da? Specialiști în trafic. Așa. Și proiectul este toată suprafața. Pe toată suprafața. Dar trebuie să-i explic. Care se poate face în două variante. Dacă îl preia primăria, am spus, are posibilitatea să expropieze acel teren al familiei din mijloc, dacă are fondurile necesare. Nu știu, că nu s-a făcut un proiect ca să știm asta, pentru că ei n-au făcut asta și o să ajungă la, la final. Și doi, scoaterea la un concurs de proiecte pe care este cel mai convenabil din punct de vedere al primăriei, pentru că nu cheltui nimic tu și dai un termen de execuție foarte scurt, dar atunci nu mai poți să mai expropiezi acel teren și trebuie să păstrezi distanța. Poți să faci parcarea aproape pe toată suprafața, dar trebuie să păstrezi distanța de siguranță în jurul chioșcului aluia. Dacă nu ajungi la un consens cu ei și poate le mai faci și lor un etaj, și atunci ne convine, închiriază și sus. Moment în care mi-au sărit în cap cei cu cârnățările, da? Că de ce să li se dărâme barăcile? Și, în plus de asta, cu banii pe care ei de pe chiria, care va fi, că acum e clar, că chiria va fi mult mai mare dacă scot la concesie. Dar de ce mergeți direct pe ideea asta, domnule? Chiria. Pentru că primăria nu are bani. De ce, domnule, să nu aibă bani? Pentru că nu are bani. Domnul o să-ți explic acum imediat, dar lasă-mă să termin. Cu banii care în loc să faci un credit, da? Să zicem 70 de miliarde, 80 de miliarde. Domnul Caragea, mai făceam un oraș. Trecut, nu mai vorbim de asta, să vorbim și noi. Un studiu de oportunitate. Deci a plătit un studiu de oportunitate. Ăla a fost la baza prin care cel care a făcut acel studiu, firma autorizată de primărie, că primăria are o studiu, că o firmă deja care a câștigat licitațiile și le face toate evaluările astea, le-a propus același lucru, scoaterea la licitație, da? Cu banii pe care ei de acolo îți permis să plătești rata la un teren și te duci și cumperi. Aici imediat. Adică, domnule, nu vă mai las o secundă, gata, mai vorbim după de oră, dă o dracu de treabă. Deci, îmi vând terenul meu cu oameni buni, îmi vând terenul meu aici. Și cu banii care iau din chirie, mă duc și îmi cumpăr altul. Bă, suntem nebuni? Da. Adică îmi vând ăsta și mă duc și îmi cumpăr altul. Da. Auzi, tu ești. Lasă-mă, domnule, îmi place că deja fabulez. Adică am pământ eu, dar nu-mi construiesc aici, știi? Îl dau în chirie și iau bani. Și îmi cumpăr. Și iau bani. Ce bani ați luat, domne? De 20 de ani. Primăria. Ce bani ați luat de 20 de ani? Primăria Târgu Jiu a avut bani de mai făcea un Târgu Jiu. Lăsați-ne cu poveștile astea, că gata, vă lăsai destul. Și acum strimă deci, Romanescu în 20 de ani de zi. Da, ce mă tăi da, grijă lui Romanescu am eu acum. Grijă lui am eu. Da, atât ai, grijă lui Romanescu. Nu mai pot eu acum de romanești. Vorbim exact de ce este la Real. Așa, cu banii. Stați puțin. Cu aceia 60 de miliarde. Sau 80 de miliarde cât ar costa. Așa? Avem posibilitatea în acest moment. Acum, păi care? De unde ăia 60 de miliarde? Facem un credit. Și plătim păi cu chiria. Am spus că nu avem bani și trebuie să ne împrumutăm. Oricum trebuie să ne împrumutăm. Pentru ce să mă împrumut, ziceți? Ca să pot construi parcarea acolo sau alta. Unde? La piață sau în altă parte. Așa, o construiesc acolo. Gata, și în loc să construiesc o singură parcare la piață. Așa? Iau banii care îi primesc, închiriez acolo, cu banii fac un credit și cumpăr alea două case care sunt libere acum în spate la Antic. Hai, domnule, cum să-mi fac să abrâncuși parcarea acolo. Te rog frumos, scutește-mă, nu va fi nimic pe aia cu axa abrâncuși. Lasă-mă-mi pace, da? Aia sunt alte prostii. Ale cui sunt casele alea? De... Îți goale. Ale cui sunt? Îți goale. Nu mă interesează. Dar du-te și vezi. Expropiază-le în interes. Lasă, nu mai cumpăr o casă la toți mecherii cu bani mulți. Doi. Nu vreau. Trebuie să cumpăr, domnișoară. Avem altă problemă în zona centrală. Eu am făcut... Păi nu știu dacă terenul de aici este la fel de mare ca cel de deci, la, pot să spun de ceva. La Piața Centrală. N-am fost să-l măsori. Eu i-am dat cu pasul. Este cam jumătate. Păi vedeți? Păi da, ascultă-mă, dar n-am spus că dau 60 de miliarde. Am spus că dau 15 miliarde, 10-15 și am făcut o parcare la nivelul solului. Aici imediat, da? Aici imediat în apropiere și oamenii ăștia de la blocuri pot ieși în stradă spre stația de autobuz, da? Cei care vin cu autocarele pot parca.
Că dai unde da, să parchezi? Unde bași domnule autocarul aici între locuri? Bă, știi ceva? Bine. Tu ești la parniz la trafic și la alea. Te rog eu frumos. Da, aveți dreptate. Lasă-mă în pace. Aceea bași de ce autocare? Nu ați stai să faceți o parcare în 20 de ani de zile. Veniți acum să vorbiți numai tâmpenii. Nu, ți-e rușine. Nu, deloc. De ce? Pentru că n-ai buzi. Spuneți în concret. A făcut ceva 20 de ani cineva să vedem și noi orașul ăsta, bă. Uite ce au făcut acolo, acolo, acolo. Nimic. S-a vândut fiecare bucățică de pământ care a fost spațiu verde. L-au dat bala un șmecher, bala un șmecher, domnul Caragea. Trebuia să ieși pe geam, să dai așa cu boata în ei, să le sară mâinile alea, hoațe. Haide, domne, ce dracu. Hai să ne înțelegem. Haide, domne, ce dracu. Iar venim acum, după 20 de ani, să spunem că vrem să facem parte. Nu, domne, ăștia au fost niște nemernici, o spuntare și răspicat. Cine a administrat orașul ăsta ți-a îndejit. Păi și cine l-a administrat? Tata, din groapă el, l-a administrat el. Păi a fost așa primar, domnul Caralicea, 2 ani, domnul Murea de la PD-ul, 4 ani, domnul Nanu, 4 ani și din 2000 până în 2016, Florin Cârciumaru. Florin Cârciumaru. Numai el? Da, eu că l-am treabă. Da. Așa că ai tu o problemă. Da, am o problemă. Fiindcă pe anii care a spus dumneavoastră 92, 94, 96, tu ai și cu Edilădaru. Edilădaru îți trimite mesaje, văzui oameni buni, Edilădaru consiliază, îi trimite mesaje lui Caragea, știți, pe WhatsApp, îți ține la zi. Ăla nu știe câte ori în cap el. Unde vezi tu, mă, că trimite mesaje? Eu te duci seama, văd că spun mă aberații. Băi, unde vezi tu că îmi trimite Edilădaru, mă, mesaje? Băi de mine, dacă nu văd și sub acolo de metri, alo? Unde vezi tu? Haideți să coborâm un pic tonul, domnule. Eu am un ton civilizat, atâta. Edilădaru este cel care a inițiat cu ăștia 6 proiectul deci Caragea cu Viora după Lădaru, ăla trimitea către gata, domnul. Ești cu ei. Domnul, te vreau primar, pe cuvântul meu dacă te vreau primar. Și eu consilier și împreună să vindem orașul. Dacă eram eu primar, dacă eram eu primar, ne luăm gențile de bani și lasă-ne cu ăștia pe aici. Grija asta am eu pe aici, mă bat la prostul pe aici. Îți garantez că la ora actuală era reorganizată primăria Târgu Jiu. Și o grămadă de șefi erau la plimbare. Deci, domnule, dumneata, erai nou pe piață? Caragea, știi cum mergeau ăștia după dumneata, cum le spune doar alta scurt? Îți, mâți, când e ceasul? Nu, hai. Nu, cred că n-ai înțeles. Primul lucru, trebuie reorganizată primăria. Ce să reorganizez, domnule? Era reorganizată poliția locală. Nu putea reorganiza nimeni niciodată decât un alt fel de om și am spus tot timpul. Unul ca mine, da, nu ca dumneata, unul ca mine, eu mă puneam la masă cu ei și furam în continuare. Eu așa făceam. Nu mai veniți cu povești. Singurul om care putea să schimbe treaba asta nu-i Romanescu, mare atenție. Și unul ca Jeanu putea să schimbe. Și un alt fel, un ciocea de-a bustuc, Jeanu la motru. Bă, alt fel de om care fuge de treburile astea, e fricos și nu vrea să se încurce cu măgării. Cine? În rest, noi care suntem bagabonți și așa cum suntem, ne punem la masă cu ei și puneam în continuare. Hai să nu mai dăm de gard. Nu o să ajungem la nicio... Să-l auziți pe notarul, te rog frumos să pregătești înregistrarea aia când plezesc tâmpele. Ca să vadă domnul Caragea, personajele alea care a lăudat dumnealui, stai mă puțin, că a fost 3 ani de zile primar de comună la Lelești, ales de oameni din Lelești, să vadă ce discută dumnealui acolo și ce spune. Băi, hai mă, ce dracu, băi, stăm cu aceeași mărie cu altă pălărie, ne învârtim în jurul cozii, toți încerți în toți chiori proști. Dă-o, dracu, de treabă. Azi Lotaru avea tupeul pe la Omega să se vaite, ce i-a fost lui tăiat din context. Fii atent ce spun. Știi ce fac treaba asta? Că nu pot, dacă spune și Caragea, e o anchetă. Domnul Caragea, nu vreau să tulbur apele eu, domnul, Ivan, că nu vreau eu treaba domnul asta. Domnul Caragea, eu nu-mi doresc să mă aștepte lumea cu aplauze nicăieri, domne. Eu n-am niciun interes de viitor politic. Ca atare sunt foarte, foarte reținut. Să încercăm să dezbatem și noi ceva ca să înțeleagă și oamenii care se uită. Tu ești moderatorul. Încerc să fiu, dar dacă vă mai aprindeți de două ori, se termină emisiunea și nu o să dezbatem. Ai văzut că sunt de cam. Eu am o curiozitate, domnule Caragea, că nu ați răspuns la ce v-a întrebat Ivan, dar vă rog să răspundeți. La ce n-am răspuns? V-a întrebat dacă ați fi fost primar acum. Da. Ce ați fi făcut, ce variantă ați fi ales? Ți-am explicat, scoteam la licitație această parcare. Ați fi mers? Scoteam această parcare, făceam un complex cu toată piața, ți-am spus, mărea mult numărul de locuri din piață. Dar de ce nu luați în calcul și varianta ca acel teren pentru parcare să fie ținut la primărie și primăria să investească pentru acolo, pentru că s-au făcut niște primăria studii și studiile nevoie, respective au relevat că ar fi amortizată investiția în 7 ani, domnișoară, după care s-ar face niște ascultă-mă, suntem în 2018. Eu doresc să fiu și eu sănătos și tu câte 7 ani. Și dacă nu e așa, cineva răspunde? Cineva trăi în traficul ăsta de coșmar?
Hai, domnule, numai sensibilizați oamenii cu traficul de coșmar. Domnișoare, traficul de coșmar așa. Nu trebuia să crească case, terase și tot felul de alea pe spațiile verzi în orașul Târgu Jiu? Putea să țină terenurile alea? Domnul, cine se poate ocupa? Domnul Caragea, vedeți că sticul ăla care mi-a venit e numai cu din astea, de nu mai știu cum să-l deslușesc eu. Mi-e greu mie, nu înțeleg nimic de pe el, de pe acolo, să mă duc să mă consult cu ăștia rugat pe la agricol să mă învețe. Da, bă, Ivan, despre asta e vorba. Nu înțeleg, îți planul parcelare. E o nebunie de pe lume. Au schimbat și au vândut orașul și toate terenurile din periferia orașului le-au făcut ferfeliță. Uite așa, uite așa, de nu înțelegi nimic. Haide, domne, ce dracu. Puteam să facem parcări, Doamne, iartă-mă, știi câte de ne puneam și în cap. Tu, probabil că nu știi câte parcări au dispărut. Tu erai plecat prin Grecia, ai spus. Dar nu contează, da, să fiu și în Singapore. Și poți să continui. Dispărut, și mai decât o soluție. Să continuăm nu, și noi să nu, domnișoară, nu. Nu să le dăm, să cumpărăm și să facem parcări. Altă soluție primăria nu are decât să expropieze anumite case, terenuri, da? Și să construiască parcări. Eu am propus în campania mea electorală să domnul renunțe Caragea, la teatru de vară. Păi nu, dar spune, de atunci, păi nu e tardiv. Să renunțăm la teatru de vară. Pentru vreme pentru următoarea. Dar de ce am pierdut-o? Păi ați pierdut campania în care ați mers cu acele deci, încă o dată, propuneri. Vrei să spun ceva? Avem un telefon. Greșeala mea numărul 1 este că în acea campanie o săptămână am ascultat de câțiva prieteni și hai să nu mai faci tu multă campanie și multă gălăgie vis-a-vis de Romanescu, să-l și ajutăm. Și am considerat că e bine să facem să votăm schimbarea. Da. Avem un telefon. Și ne-am ales praf. Avem un telefon. Bună seara. Închide. Alo? Bună seara. Bună seara. Vă rog. Vă salut. Vă salut, domnul Ivan, și felicitări pentru emisiune. Salut. Aș avea o întrebare să îi pun acestui individ pe care dumneavoastră aveți. Scurt, dar vorbiți scurt, vă rog, frumos și frumos. Scurt și fără din astea. Te rog, fără din astea, vorbiți frumos. Alo? Spuneți. Da, noi vă ascultăm. Asemenea telefoane, domnul Ivan, nu cred că sunt... Dar întrebarea, vă rog. Aș dori să vă spun acest domn Caragea. Cu ce motiv a putut el cu ani în urmă să se ducă la Domarcon, să-mi întrerupă contractul? Cine? Cu ce motiv s-a dus, l-a chemat pe domnul Iordache de la Romstrade să-mi întrerupă contractul, care cine? Eu aveam contract. Dar cine ești dumneata cu declarat? Știți sincer cine? Cine sunt? De ce a pus... N-am fost în viața mea la Domarcon, nu știu unde are, pot fi. Nu știu ce... Pe, care și noapte, pentru ca la, să mă prindă și îl mai întreb dacă îi mai merge semănătoarea care a luat o șpagă de la domnul Bicheru Costel. Asta acum el știe cine sunt. Nu am nicio semănătoare, deci încă o dată. Da. Haideți că vă deci sunt aiure. Deci îmi trage niște vendete personale. Și de ce îmi trimiteți vorbe din alți prieteni? Să nu mai dau, să nu vă mai iau de dumneavoastră. Asta vreau să știu. Deci, domnul, cu ce motiv mai limbajul domniei tale, limbajul tău, te rog frumos, domnule. Mai întrebări de pus? Deci nu cunoște niciun contract, n-am fost în viața mea la Romstrade sau la iartu. De mamă și de tot. Deci, încă o dată, te rog frumos, limbajul tău izdrugă este dintotdeauna același pe care l-ai avut. Deci, te rog frumos, dacă vin cu asemenea chestiuni... Are o tematică și am vrea să rămânem pe subiectele pe care ne-am propus să le dezbatem. Dacă aveți nemulțumiri, vă puteți adresa instanțelor, organelor abilitate. Deci, încă o dată, gata, am înțeles întrebările, închideți telefonul. Da. Dacă deci, cu Iordache de la Romstrade nu l-am spus și a reziliat contractul, mea, dacă la Domarcon s-a reziliat contractul că și... A fost un mare zmeu transportator cu ale Gorgiului, e părerea lui ce a făcut, a răspuns, s-a dus. Hai să revenim la subiectul nostru. Să revenim. Au fugit toți, domne, ai problema Pinanghială. Sunt deoparte pe izdrugă asta. Atenție. Haideți să revenim la graba cu care domnii consilieri de la PSD și ALDE vor acum să facă repede un proiect pe care să-l treacă prin Consiliul Local. Ce înțelegi tu repede? Repede înseamnă, dacă se poate, chiar și într-o ședință. S-a văzut că au obținut și juridicul domnul Caragea. Îndată, pentru că au spus-o. A spus-o unul dintre consilierii ALDE, dacă nu înșel, Edi Lăzar. Anul trecut domnul Romanescu a plătit un studiu de oportunitate. Asta la baza, păi stai puțin să ne înțelegem. Asta la baza unei hotărâri. Propuneri, proiect de hotărâre pe care îl pusese pe ordinea de zi ulterior și l-a retras. Nu-l înțeleg, are cam multe retrase și asta arată o slabă pregătire a aparatului propriu de specialitate al acestuia. Și cel mai important dintre toate,
în acest moment, ca să intre, orice proiect de hotărâre trece prin comisie de specialitate. Eu nu știu cât, n-am auzit ca vreodată un consilier să poată să convoace o ședință de îndată sau extraordinară. Cel care o face e tot primarul. Deci eu de asta vă spun. Vă zic să fiți puțin mai atenți la văicărele ăștia lui Romanescu, că mă forțează ea. Părinte, poate forțează. Domnule, dar dumneavoastră ați auzit discuție în ședința de comisie, că am dat o înregistrare aici. Deci, încă o dată, ce vorbesc e prin ședința de consilii, de comisie, treaba lor. Păi stați, domnule, puțin, singurul că dumneavoastră singur spuneți zi, acum. Domnule, dacă nu lași aparatul de specialitate din primăria aia, păi sau din CJ-ul, sau de unde vrei dumneata, dacă eu propun, eu sunt un dobitoc, eu, propun, poftim, dar nu mă pricep, dar eu propun. Pe dumneata, ca jurist, bă, nu mai țipa. Te uiți pe legi Ivoare și dumneata știi ce... Da? Înțelegi? Așa. Dar te uiți acolo și constați. Bă, dobitoc Ivan ăsta, mă. Nu-i bine asta, ba, domnul Ivan, nu-i bine asta, domnul Ivan? Și atunci vii și spun așa: bă, tu ești jurist de angajat aici, tu-i împinge una, zbor ochelarii, semnează. Am o rugăminte. Așa facem? Așa facem? Domne, așa se lucrează în România, întreb și eu acum. Că am auzit o discuție în care Aurel Popescu își bârise mustățile la pizza aia să o mănânce, el cu Tudor și cu Lădarul ăla care scrie aici. Bine, cum își permit, domne, treaba asta? Cum aici? Și nu lasă oamenii de specialitate să-și facă treaba încă o dată. Bine, bă, domnișoară, acum poate domnul Caragea... Bă, spuneți-ne acum, dumneavoastră, vi se pare normal, dar sincer, vi se pare normal, dumneavoastră? Poate nu a auzit acele... Nu știu de acele... ce vorbește. Dăm unde păi hai, nu, încă o dată, dar aici. Încă o dată. Încă o dată. Este adevărat că trebuie să lăsăm tot aparatul de specialitate din primărie, din consiliu, din ce-o fi el acolo, să aibă un timp relaxați, să analizeze bine de tot, să nu facem greșeli, domnul Caragea, că vindem gara, eu vă zic să-i. Și când vine ăștia să urce în gara Târgu Jiu, urcă la preajba, că nu mai avem gară. Pentru ce? Pentru că Ivan a făcut-o repede, când juristul mi-a zis, domnul Ivan, nu-i bine, i-a dat una peste gură, a semnat fraierul și am vândut gara eu. Și la pușcărie cine merge? Vă spune cine, domne? Juristul. Da, haideți niciodată să... eu. Haideți să explicităm ca să înțeleagă păi și oamenii și să înțeleagă și domnul Caragea. Domnul Caragea știe. Nu știe. Domnul Caragea știe de acel studiu de oportunitate. Domne, vorbeam așa și eu, dar în general. Știți, haideți să ne înțelegem. Aparatul de specialitate, fiecare direcție, haideți să vorbim, haideți să încercăm să avem un dialog, vă rog. Ați vorbit de acel studiu de oportunitate care a fost comandat și realizat. Ulterior acestui studiu de oportunitate a fost făcut un referat, care referat a însoțit un proiect de hotărâre, cel pe care spuneți dumneavoastră că l-au scos de pe ordinea de zi. Ei, aici era un nonsens. De ce? Pentru că acel referat care fusese făcut spunea, informa că este foarte bine să se facă acolo o investiție, pentru că ea se amortizează, ce spuneam eu mai devreme, în 7 ani. Adică bagi banii, construiești în 7 ani, ai achitat, fie că iei credit de la bancă, fie că, nu știu, te împrumuți de altundeva, de la bancă, tot de la bancă, n-ai de unde, în 7 ani achiți, după care începi să faci profit, adică banii rămân la tine. Dar, în final, omul care face referatul spune că, deși este profitabil, trebuie să dăm această lucrare profitabilă, să dăm acest tortuleț unui om de afaceri. De ce? Păi nu poate să explice, nu a putut să explice domnul care a făcut referatul. Explicația, singura explicație tardivă, cei drept, a domnului Rotaru a fost că așa a gândit dumnealui la vremea respectivă, domnule Caragea. Domnișoară, fiecare își asumă ce scrie și ce face. 2. Avizele sunt pozitive sau negative pe un material care intră în ședința de consiliu? Cel care și-a asumat să facă propunerea este primarul. Când a propus o să intre, primarul avea posibilitatea să nu pună pe ordinea de zi de la început. Nu s-o retragă. Dar când a mirosit că ceva e în neregulă, ce avea... să facă? Deci nu s-o punea, lasă? Nu vrei să înțelegi. Nu punea. O dădeam încă o dată, mai reanalizați, mai completați. Păi vedeți, hai spuneți-le oamenilor acum adevărul. Hai spuneți-le. Eu nu zic nimic. Spuneți-le asta. Păi dar nu te mai oprești. Cum s-a întâmplat asta, domnul Caragea? N-am fost acolo, nu sunt consilier. Rog să-l invitați aici pe domnul primar și să spună dumnealui. Haide, domnule, ce dracu. Și acum prind că pleacă Romanescu pe undeva, ce era să medical, cum se apucă și fac hârtii și dau repede cu ele. Domnul. Păi știe deja asta.
E dosar. Spun vreo noutate eu. Așa, e un dosar, oamenii buni, au făcut hârtie în fals, două numere, același referat. Are posibilitatea, deci, aici e problema. Și să iau o hotărâre, chiar dacă unele avize sunt negative. E răspunderea lor. Ei decidiți în legislativul UAT-ului. Unitatea administrativă teritorială, municipul Târgu Jiu, are un legislativ, pe nu are, păi ai mare problemă. Și acolo, vreau să înțelegi. Acolo, acolo se fac au fost niște suspiciuni. Dovadă a faptului că ceva a mirosit este și dosarul care este acum în lucru. Da, foarte bine. Dosarul, și atunci de ce nu l-așteptăm? Sau, mă rog, da, dosarul în care se fac cercetări. Da, 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 păi, de ce nu așteptăm? Îl așteptăm, nu-i problemă. Să știți că nu le putem impune oamenilor legii. Doar procurorul de caz este cel care face. Eu încerc să spun lucrul scurt. Problema este a modului în care primarul relaționează cu Consiliul Local. Păi dacă primarul este unul, domnișoară, și mai are... Când ți-ai dorit... Haideți, vă rog eu frumos, avem și... Domnul Caragea, să nu-l victimizăm. Când ți-ai dorit... Când este o majoritate domnișoară, care... Stai să vedem câte i-au respins. Câte proiecte i-au... Domnul, deci, Caragea. Am publicat pe pagina mea, așa spune, numărul de proiecte retrase de primar este mai mare decât le-a respinse. Pe normal. Păi de ce? Dacă le prind, păi acolo le-ai Nu, de ce l-ai mai băgat? A, de bagabond. Bine a făcut. Pare rău. Așa e prindă la furat, că n-ai cum altfel. Nu poate fi bagabond. Ba da? Doi. Ei, la ce te las eu pe mata până îmi bagi mea în buzunar și te prind de mână? Ei, haide, domnule Caragea, să nu intrăm pe zone minate. Bine? Hai că avem speța aia cu ITM-ul, vreau să discut, să lămurim și pe aia, că e un subiect foarte, la nivel național, foarte dezbătut. Am văzut că unii trag de hăi, unii de cea. Hai să intrăm și în zona aia. Dar totodată vreau să pun audio cu Rotaru, să se audă domnul Rotaru în toată splendoarea dumnealui, care spunea că el n-a zis, nici ustul n-a mâncat, nici gura nu-i pute. Să nu încerc să nu discut nimic, pentru că mie luni sunt invitat la o emisiune cu domnul Rotaru. Păi și n-ai voie timp acolo să vorbești, că ai timp. Da, dar nu vreau acum să comentez, asta încercam să spun. Dar nu vreau să comentez până luni. Vezi că eu aseară am văzut la Tele3 că pregătiți dinainte manevră cu Rotaru, să-l sun pe Rotaru, să-l înghesuiți pe Matei, eu am văzut imediat. Mie de aia vine să râd. Rotaru, tipul de firme de pază, eu n-am nicio treabă cu nimeni, pe mine nu mă interesează. Bine ai făcut, Rotarule, că nu mai ai firmă de pază. Da, foarte bine. E, acum ai mai făcut bine, Rotarule. Îmi pare rău. Și nu putem să facem așa. Una pe față, una pe dos. Deci nu putem. Deci trebuie să spun, chiar n-am înghesuit pe nimeni. Și nu cred că Claudiu Matei ești înghesuit din emisiunea aia. Nu, domne, tentativa se prezintă cu jumate la minim până la jumate din maxim. Te rog frumos, spune audio. Hai să vedem, de fapt nu vedem, dar auzim. La JBL, o să auzim niște amenințări. Pentru că domnul Rotaru, atunci când este în biroul dumnealui sau în direcția pe care o patronează cu subordonații dumnealui, mai dă și din casă. Adică recunoaște că nu vrea să-și asume prea multe și că trebuie să facă alții. Ce să facă alții? Să facă ce vrea dumnealui. Este vorba de... Păi, haideți să explicăm oamenilor. Este vorba de o conversație, dacă o putem... Convorbire telefonică este și asta? Nu, este o conversație, dar este pe un ton cam ca cel din platou, între domnul Rotaru și unul dintre subordonați. Subordonatul a fost pus să facă o hârtiuță, o dare de seamă, a făcut-o. Domnul Rotaru nu a fost de acord cu ea. Nu a fost de acord cu ea. E dreptul lui să nu fie de acord cu ea, dar își făcea notările direct pe hârtiuță. Nu să-l pună pe om să scrie cum vrea el Rotaru. Ei, vorbim de aparatul de specialitate, domnul Caragea. Când aparatul de specialitate îți face hârtiile, tu, dacă care ești tractorist, o iei acolo, deci, așa cum ți-o dă el, că răspunde ăla. Dacă funcționarul... Haideți să ascultăm această înregistrare și revenim. Și își face datoria, din ține punctul de vedere. Deci eu v-am făcut un punct de vedere, care și dumneavoastră trebuie să dispuneți din politicii ăla cum e bun, prost, că până acum v-ați rezervat dreptul și nu semnați absolut nimic. Nu, pe nici pe asta nu semnați. Bun, nu semnați. Nu e bun. Eu am comunicat în nu viață. Nu e bun. Păi, dar de unde știți că nu e bun? Pentru că tu nu spui mie că s-a duc eu de oameni. Am preluat amplasamentul ăla, vă întreb, l-am preluat. Păi, dar tu răspunzi de parcă. Dom'le, l-am preluat amplasamentul ăla de la Rona. Păi dacă doamna Pințu mă chemă și spune să se așa... Dom'le, preluat?
sau nu? Dar de ce nu te gândeam? Dar de ce nu te gândeam la Pițu? Mă întrebe mine? Păi nu, da, pe mine asta vă întreb. De ce să mă întreb? Păi raportat la documentele pe care mi-am făcut eu. Vă rog frumos să vă asumați răspunderea pe tot ce faceți. Deci, eu mi-am asumat-o și ăla e punctul meu de vedere. Eu răspund pentru punctul ăla de vedere. Tu răspunzi la mâine primarul, dacă mâine nu găsești... Vreau să răspunde și dumneavoastră pentru... Eu ți-am dat ție să... Eu, tu dai mie explicații, nu ție. Nu, Ticar trebuie să răspunde. Nu, eu sunt director și tu dai explicații. Scrie aici pe asta, că nu vrei să duci la de mine. Nu, v-am făcut punct de vedere. Cum am? Cum am făcut punct de vedere? Nu sunt de acord cu el. Nu vorbești în ce? Dar dumneavoastră decideți. Dar am decis. Ce ați decis? În urma adresei... Ce hotărâre dumneavoastră azi? În urma adresei date de către domnul primar. Ți-am dat ție o adresă prin care ți-am șerut, dar să-mi termin ideea, prin care te-am rugat, omenește scrie, vă rog, nu scrie imperativ, să găsi soluția pentru ca parcarea din asta funcționează. Și tu spui mie că trebuie să-ți caute doi casieri. Ai nouă casieri, lasă-mă să termin ideea. Nu să dispune, să nu să te căutați. Da, că îi avem. Da, dacă avem nouă casieri, tu mergi acum frumos, le dai telefon, le dai telefon. Da, asumați-vă, scris pe hârtie. Ca director să spună să facă un cer de serviciu. Da. Păi eu execut în raport cu noastră, trebuie să fug ție de execuție. Deci am spus aici, dragul meu, ce să fac. Ce-a spus? Nu, scrieți pe aia, să trimit noi casieri acolo. Cum? Da, spuneți-a. De când ai tu mie ordine, mă? Mă, asumați-vă răspunderea. Mă, ieșe să vici. Raportarea aceasta cu până acum, vis-a-vis de parcare. Asta și ce vreți să faceți în continuare? Mie, acum am zis, acum în jumătate l-am chemat acolo. Raportarea aceasta cu până acum, și ce vreți să faceți în continuare? Peste lucrurile astea se leagă, au o continuitate. Tu nu ești pentru serviciul ăsta. Nu, nu e posibil să primul te ține de unii șef serviciul aici. Rămâne să vedem care a fost de bună credință. Dacă până domn primar te ține de unii aici. Până să analizăm competența, domn director, până analizăm competența, să vedem bună credință la fiecare. Da, nu ești bun pentru serviciul ăsta, deci, pentru de că asta... punctul de vedere nu este așa cum vreau, da, dar da. E punct de vedere, da, domnul Cecaragea. Da, ascultă-mă. Vă rog. Analizând tot ce se spune acolo, așa. Domnul Rotaru i-a transmis dispoziția domnului primar ca acea persoană să meargă cu două casiere să preia parcarea. Nu știu ce a răspuns, ce i-a scris sau nu i-a scris acel om și nici dumneavoastră probabil nu știți. Nu, i-a cerut un punct de vedere. Nu. Să scrie acolo i-a cerut. Haideți să mai ascultăm o dată. Deci Rotaru nu a spus nu, că ascultăm altă înregistrare imediat acum, ca să vedeți continuarea acestei discuții, oameni. Domnul, omul ăla probabil i-a spus că nu e legal ceva. Ce nu e legal? Asta e treaba lui. Pentru că și-a fundamentat punctul de vedere. Omul ăla subordonatul i-a spus că... Nu-i legal ceva, nu-i de acord cu el să meargă acolo că l-a trimis Romanescu. Nu, i-a spus că lipsește ceva din ecuație și domnul Rotaru nu înțelegea ce lipsește din ecuație. Lipsea exact preluarea parcării pe care trebuia să o facă domnul Rotaru. Păi nu știu dacă domnul Rotaru. Eu n-am auzit ca să se fie mis până în acest moment. Domnul Rotaru este cel care a fost în acest moment nu și și-a asumat împreună cu poliția locală. Deci încă o dată, primarul municipiului este cel care e împuternicit de Consiliul Local. Bine, și merge primarul și preia un teren. Ascultă-mă, nu există împuternicirea de la Consiliu ca să... El făcea propunere Consiliului și Consiliul stabilea, ai văzut cine a predat. Primarul, secretarul de atunci și contabilul șef, cum era atunci contabilul șef, acum director economic, da? Domnul Romanescu trebuia să emită o decizie în baza prezentării, ăsta e punctul meu de vedere. Și așa și făcut. Convocam Consiliul de dată, prezentam propunerea de reziliere a contractului dacă erau date și... Ăia o respingeau? Domnul, era răspunderea lor. Am dreptul să o atac. Domne, am dreptul să nu mai enervi în mine și eu, domnul Caragea. Domnul Caragea, puterea e la ei, domnul Caragea. Da, aia spun. Puterea e la ei. Dar de ce trebuie să încalce legea? Nu, domne, nu trebuie să-i mai lăsăm când vedem că fac lucruri bune, trebuie să-i aplaudăm pe acești consilieri, când vedem că o ia prin arături, trebuie să-i oprim, domnul Caragea, că nu sunt alte soluții. Dar am întrebare, cine e împotriva acestei idei? A care idei, domnul Caragea? Că trebuie opris când fac prostii. Dar de unde știi tu că nu, că respingeam? Domnul Caragea, încă o dată vă spun. De ce te pronunți? Sunteți etic? Domnul, te întreb, da, domne, de ce te antepronunți? De ce să nu mă antepronunți, domne, când văd că vreau să-mi vinzi bine bunul, domnul, bunul ăla, nu mai vreau să-l mai vinzi, domnul Caragea. Domnul Romanescu, în loc să facă... Domne, domnul Romanescu nu a vrut să vândă bunul, aia nu înțelegeți dumneavoastră, dată, obiectivul, nu a vrut să-l mai vândă, a vrut să-l țină pentru municipalitate, dă-l dreacu de obiectiv, țineți-l, bă, acolo, animalelor, ce iată că eu, domne, de înțeles? Ivane, uite, domne, ce iată că eu de înțeles? Eu am trecut printr-o situație similară. Și vreau să înțelegi acest lucru. Când eram șeful acelei instituții, da? La gara există un bloc pe care l-am transformat din locuințe de serviciu, că vreau să-l cumpere niște colegi de-ai mei care așa se făceau ei apele, locuințe de intervenție pentru în care toți tinerii polițiști și jandarmi și pompieri, că toată lumea are acolo,
pot să locuiască și plătesc doar întreținerea după ce sunt numit în Târgu Jiu dacă n-au o localitate. M-am judecat 4 ani. M-au reclamat și m-au terferit prin toată presa ani de zile. Niște polițiști, din punctul meu de vedere, fără onoare și demnitate. Așa e și românesc în această situație. Eu îl compătimesc. Și de ce, domnule, să-l ajute atunci? Cine, pe cine? Pe logică simplă. Păi stai să-ți explic. Că e uman. Cine să-l ajute? Toată lumea. Păi da, a cerut toți ajutor. Care veniți și vorbiți aici și, și sunteți formatori de opinie. Domnul Romanescu a cerut un ajutor? Nici mie nu-mi cere, vă dau cu votul de onoare. Și am spus așa, Romanescu este prost sfătuit. Niciodată nu mi-a cerut Romanescu mie să-l ajut, credeți-mă. Te rog eu frumos, o fac așa că vreau eu să o fac. Te rog eu frumos, la mine. Pot foarte frumos de mâine Romanescu, să fac altceva. În momentul în care îi se spune de mai mulți că nu e regulă ceva, din punctul meu de vedere, are la PNL avocați adevărați. Ce n-are pe... Dacă încep cu PNL-ul, fii atent când aici. Știi? Hai acum, fii sincer până la capăt. În campania electorală a ajutat PNL-ul. Vorbesc de cei membri, lideri. Lasă că nu trebuie cam. Să nu crape capul. Domnul Caragea, hai să nu începem cu PNL-ul, cât a ajutat PNL-ul și ce mai celebrități sunt pe acolo. Haide, gata. Hai că vă zuiați pe Vâlceanu, ce mai dezbatere a avut prin Parlament. Domnul Caragea, când ne omoară și ne pun morfina pe nas, haide, domnule, să fim serioși. Nu auzi gura la niciunul, nici Cârciumaru, nici Weber, nici Vâlceanu, dar mai ales eu am trebuit cu Vâlceanu. Este totuși liderul opoziției, domnul Caragea. El trebuie să fie mai nervos decât mine, decât dumneata la un loc. Ai înțeles? Și atunci nu l-am auzit mârâind. Nu-l auzi, vii și le explici, uite așa, îi le arăți, iar el nu știu ce să facă absolut nimic. Trebuie că făcuți la gratii pe aici și de nervi. Și asta. Ce anume a făcut? Numai gratii, uite și tu. Păi, nu-s gratii, domnule, astea. Spuneam că sunt niște anchete acum și... Să auziți acum continuarea discuției a lui Rotaru, care a avut-o atunci cu ăla, cu juristul de la Patrimoniu, cu Grindeanu, că spunea să te-a rezistat Grindeanu. Nimic nu știe de capul tău, Rotarule. Aurică, neajiene, vedeți că ăla nu știe de capul lui. Ăla a vorbit prin 50 de părți de numai ce bun l-a înregistrat. Uite, să auziți acum ce zice de Grindeanu, continuarea discuției de după. Ca să vedeți de asta Rotaru ce combinație ați făcut. Să spună tot când ajunge la ambulanță acolo peste gard. Să pui, te rog frumos, și audio celălalt. Da. Mai avem încă două materiale audio. O să le luăm pe rând. O să vedem ce spune domnul Rotaru despre ce fac oamenii ăștia, oamenii ăștia pe care spuneam îi acuza că l-au pus să facă nasoale. Că s-ar duce ei pe la o cabană, s-ar întoarce de acolo cu temele deja făcute și să vedem pe cine acuză domnul Rotaru. Am văzut la edițiile anterioare că șeful de la Patrimoniu, cel care a mers și a dat și el cu subsemnatul alături de subordonați de la Patrimoniu, domnul Marian Rotaru. Ei bine, probabil s-a speriat domnul Marian Rotaru și a început să dea pe goarnă. Și ce dă pe goarnă? Păi zice dumnealui acum că l-ar fi pus, probabil o să, dacă avem timp o să ascultăm și acea înregistrare, că l-a pus Jianu și Aurel Popescu să facă ce a făcut până acum, adică materialele, acel referat pe care l-a înaintat pentru mapa din Consiliul Local, acolo unde scria că este profitabilă o parcare în zona pieței centrale, dar să nu ia primăria, să nu încaseze primăria profitul, că ar fi mai bine să-l încaseze niște oameni de afaceri. Un răspuns așa halucinant, pe care nu a putut să-l motiveze, a spus în urmă cu câteva zile că așa a gândit dumnealui atunci. Ăsta a fost răspunsul șefului de la Patrimoniu. Haideți să îl ascultăm din nou pe domnul Marian Rotaru, șeful de la Patrimoniu din Primăria Municipiului Târgu Jiu, și o să ne dăm seama cam în ce zonă se desfășoară activitatea la primărie. Dacă vrei să spun, spun acum. Poți să mă spui, poți să-mi... În fiecare weekend el este la ora la baltă acolo și doarme la cabană și doarme acolo. Adi acolo. Ca să știi și el și Popescu și Jean. Da. Ce ai făcut, Bobiță? Bobiță, ce ai făcut, mă? Domnul... Grindeanu, Popescu și Jeanu la cabană la diaconul pe Dunăre. Diaconul fiind, de fapt, unul dintre asociații de la Rodna. Că zice domnul Rotaru că știe domnia sa că s-ar întâlni vicele Aurel Popescu cu Jeanu de la primărie, cu Grindeanu de la el din Ogradă, de acolo de la Patrimoniu,
la cabana pe care o are diaconul, pe la... Bobiță, mă, care astăzi da, pe la radio se duce și pe la telefon aseară spunea că are cineva ceva cu el. N-are, bă, neam are nimeni nimic cu atât. Domnule Caragea, nu comentați? Sunt niște domnișoare, acuze destul de grave. E un dosar penal. În da, care știu, Rotaru... și dumneavoastră nu comentați atâta timp cât există un dosar penal. Exact. Alte spețe comentați? Dacă sunt dacă în dosar penal, lucru? Nu. Da. O să vedem dacă le comentați sau nu în am momentul înțeles, în care ele ajung dosare penale. Bine, dumneavoastră spuneți că o să fiți invitat cu domnul Marian Rotaru, dar de ce? Îi pregătiți ceva pentru atunci? Vă rog să vă uitați. Luni. Păi, nu știu dacă ne uităm. Hai să spun, uite, s-ar putea să avem din nou înregistrări sau cine da, știe da, ce bombe. Puțin. Sau să luni... trebuiască să mergem pe la poliție, știți? Da, foarte bine, dar... Da, e treaba voastră, puteți să mergeți. Domnul Caragea, nici micul dejunul l-am dat. Mai avem ciorbița, felul 2, friturica, desertul. Și după aia una în stomac să vomite tot. Și cine te oprește? Nimeni nu mă oprește. Domnișoară, vă rog. Aseară, de exemplu, i-am pus domnul Rotaru două întrebări, cu chiu cu vai, că se înfermentaseră puțin spiritele și acolo. Unu. În ce calitate s-a dus dumnealui? Unde s-a dus? Unde? Și l-a plimbat. Păi unde? La parcare, la piață, pe unul mai la Rodna. Și a spus că a fost trimis? Fals. Păi hai. Am auzit, fals. Azi mi-a mințit. A zis că a stat la poartă afară, eu am stat acolo, Rotarule. Două mașini am fost, una în față, una în spate. Și am stat până a ieșit de acolo, ca să știi. Deci, las-o jos cu statul la poartă. Ai stat o jumătate de oră. A avut vreun act în... Dacă i s-a dat o dispoziție scrisă sau verbală, el trebuie să o dea spre executare, nu s-o facă. Primarul, dacă n-a făcut ce i-a dispus, poate să ia măsuri cu domnul Rotaru. Dacă e vinovat domnul Rotaru. Și a spus, nu, n-am primit scris, am primit verbal, m-am dus, am fost într-o ședință cu doamna directoare, nu știu, n-a dat nume, nu, n-a spus, a fost cu o doamnă directoare. Gata, hai că vreau să închem scrisul, mă doare capul domnul Caragea, nu mai vreau să mai aud de parcarea Rodna, nu mai trec pe acolo niciodată. S-a dus, uite, să duc acea hârtie, aia spunea, uite da, că se vede. Dar aici este momentul în care domnul Marian Rotaru iese deja și le-a spus că se de acasă, duce. De acasă, de acasă, atenție, nu de la firmă. Tot, da, a fost la firmă, nu l-au găsit, a vorbit cu domnul de acolo. Păi și cum să se ducă acasă? Foarte bine, le-a spus, cum să nu se ducă, cum e bine domnul Caragea? Domnul Oameni, dacă erai comandant acum, l-ar restai a doua zi, eu sunt sigur de asta. A doua zi când ai pe burtă pe asfalt. Deci te informezi că poliția nu arestează. Doar judecătorul. Deci. În 24 de ore îi dădeai repede. Aia e reținere. E, da. Vezi? Păi aia. Le făcea așa sau nu? Recunoaște. Mamă, cum face că a avut poiul ăla. Da. Păi nu m-au certat mulți băieți de ăștia certați pentru celebrul ăla 24 de ore reținere. Care, domne, ăla ce mai pus din curtea școlii, să mori. Cum l-ai găsit o mai pe ăla, domn? Raul Chiriac ăla. Au vopsit și lateral la primărie, e băgat la pușcărie. Domne, hai să spun ceva. Ești într-o eroare totală. Nu, sunt foarte sincer, eu vă spun sincer. Ești într-o eroare. Hai să vă spun un lucru. Și eu dacă eram în locul dumneavoastră, ca să vedeți că sunt de sincer. De ce nu am nici pe ăla? N-are stat niciun. Domnul, deci vreau să spun că ești într-o eroare maximă. Poți să citești bilanțurile din acea perioadă. Trebuia să fac 198 de ani de pușcărie, domne, adunat așa, la cât au de valizat județul ăsta. Dă puțin, ca să-ți scriu să nu uiți și să-l întrebi. Poți să-i ceri unui prietenul tău Romanescu, da? Ce să-i ceri, domnul? 2014, da? Reparație, fațadă primărie, da? Domnul care... Fațadă, lasă-mă să termin. Deci primăria. Regresul acestui județ de la fațada aia i s-a tras. Domnul... Mă domine și dărâm cu capul toată. Te rog frumos. Bucăți o fac. Nu, da? Că e de patrimoniu. A fost un dosar, da? Dărâm și capul meu tot de patrimoniu. Domnul. Da, spuneți. 2015. Da. Valoarea a fost vreo 2 miliarde jumate. 2015. 4 miliarde. În creștere mergem. 2015 nu mai eram eu, da? În practică. Tot reparație fațadă. Pe nu-ți mai are multe fațade, mare atenție. Domnul, am o rugăminte. Una e mai mare, una e mai mică, știți cum e, că nu-i pătrată primăria. Fațada e una. Fațada e una, da? 2016, reparație fațadă. Domne, ce spui mi-a dat acum, eu am verificat o dată, n-au ce spun. Domnul, lasă-mă că acum zici că o să spui că ții cu Crăciumare. Păi nu, domne, asta e un rahat, domne, ce dracu. Domnul, aici e vorba de 7 miliarde reparații fațade. Da, 7 miliarde. Aceeași fațada primariei s-a reparat în 2014, a fost dosarul și ca băieții să-și recupereze stresul și cum ziceam. Domnule, și ca au două fațade, știi? Nu există, domnul, alo, am rugăminte. Păi domne, știu, am vorbit cu presator. Reparație față, te rog eu frumos. E finul lui șefa. Te rog eu frumos, nepotul lui doamna șefa.
de acolo cu banii. Toți au fost oameni buni, finii, deci, șefa și nepoți, tot așa. Aceeași fațadă și în 2016 pe aceeași fațadă. Cum îi deznepoțim pe ăștia? Să vedem ce scoate Curtea de Conturi, că acum verifică Curtea. Domnul Caragean, păi, ziceți. Puteți face dumneavoastră o sesizare. Sunt convinsă că este făcută. Domnul Caragean. A făcut o sesizare. Domnul sesizare. Pe... Cine la Curtea de Conturi, să vezi? Domnul sesizare, la Curtea de Conturi, întrebare. Dar la instituțiile... Cum îi deznepoțim pe ăștia, domnule? Aveți vreo soluție? Lăsa-mă să vorbesc cu doamna. Spune-mi, păi, domnule, și nu faci o sesizare într-o... Nu mai vorbim cu dumneavoastră, te rog frumos, Ivane, mai înveți și tu carte. Ai o calitate. Toți, deci că când faci o sesizare, aici. Da? Păi nu, dar el este mai puțin pregătit decât tine și cu ocazia asta mai învață. Păi stați puțin că nu a făcut nimeni o evaluare. Eu. Ați făcut dumneavoastră o evaluare. Da, da. Cum ați făcut evaluare? Păi, știți cum? În general, politicienii sunt cei care se cred mari evaluatori. Și dumnealui ce vreți să se vede? Eu am diplomă de evaluator. Așa că te rog frumos, a făcut cursul și m-a evaluat atunci și m-a eliberat acea diplomă. Nu cred că aveți o diplomă de evaluare a IQ-ului. Probabil evaluările pe care aveți competența să le faceți sunt în altă zonă. Nu, te înșeli. Dar ce puteți să... Interviuri și interogări. Sunt evaluator. Interviu și... am înțeles. Dar aici nu suntem la poliție. Nu, dar nu la poliție, mi-a eliberat o altă instituție din lumea asta, VIA-ul. Citește că am urmat cursurile și unde pentru ce am primit. Da, haideți că... Dacă să revenim, da? O să, probabil o să ajungem și la portretul... Nu trebuie, n-am niciun portret. Și la un reportaj portret Caragea. Domnișoară, dacă dar asta îți face ție plăcere, n-am nimic împotrivă. De păi nu, mai tot, dar nu, să știți că asta este un gen jurnalistic. Dar nu înțelegi, fă tot portretul, ce vrei. Chiar nu mă interesează, ți-am spus, din punctul meu de vedere, ce poți să faci tu pe aceea. Vreau să spun următorul lucru. Voi considerați vinovați pe Caragea, pe Georgescu, pe Ionescu. Dar nu înțelegeți odată tot ce a existat, date sau indicii, că este ceva neconform, ilegal sau ceva, îți garantez că totul a plecat la instituția de abilitate. Punct. Și acolo așa... Faptele, domnișoară, nu ne permite să comentăm. Ba, comentăm, domnule Caragea, atâta timp cât eu, faptele, de exemplu, am scris despre, de primarii, cred, de municipiul de reședință. Majoritatea subiectelor faptele pe care le-am discutat. De președinții și de nu am văzut partide. Niciun vinovat. Faptele comise de președinții de partide, de primarii reședințe de județ. Da, știu, au altă competență. Sunt exclusiv competența unei alte instituții. Da? Polițistul care le constată sau obține date, doar se sesizează și le trimite acolo și s-a încheiat discuția. Da? Da. Bine, haideți să vedem că spuneam ne apropiem de final și noi suntem tot la încăierări. Ce încăierări? Încăierările astea de toate zilele. Da, nu, da, acum, vrei să spun ceva greșit. Scuze-mă că-ți spun. Ați făcut așa o temă deosebită în loc să discutăm de mai multe subiecte. Nu, haideți, să că este timp, domnule. Să știți că tema asta deosebită chiar este una deosebită. Da, rotarul. Dar acel moment rotarul pică singur, domnule. Da, foarte bine, e problema dumnealui. Deci, e este așa dosar un penal. Haideți să trecem la subiect, dacă vreți să înțelegeți. Bine, trebuie să punem și o concluzie la asta cu parcarea. Eu știu că este un dosar în lucru și știu că aveți și o emisiune luni în care o să vă întâlniți cu domnul Rotaru. Dar nu știu dacă mai discutăm de parcare acolo, că acolo moderatorul stabilește subiectele, nu eu. Eu sunt invitat. Da, cu siguranță o să discutați despre asta. Nu, eu nu cred că este un moderator chiar atât de... Încât să nu discute subiectele cheie. Și poate domnul Rotaru o să vină și o să spună acolo, știți, e un dosar penal și nu discut subiectul și s-a încheiat discuția. Păi domnului Rotaru probabil i-a fost adus la cunoștință subiectul sau subiectele. Deci eu nu știu ce li s-a adus la cunoștință. Eu știu că i-a făcut invitația, că a spus că vine. Da, bine, haideți să trecem până la întâlnirile dumneavoastră din emisiuni. Haideți să ne mai învârtim pe aici prin labirintul ăsta al unor aspecte pe care noi le vedem așa mai spre latura penală, că așa le vedem noi jurnaliștii, știți, jurnaliștii trebuie să fie circumspecți tot timpul. Ei, am văzut că în această perioadă am avut niște probleme și la Apareggio, nici acolo nu s-a rezolvat nimic. E dosar penal. E dosar penal. Da, dar știți ce? Dosarele astea penale au devenit atât de deci, banale nu... sau deci, banalizate într-un atât de tare încât parcă spunem, mergem să culegem cireșe. Primează. Te rog.
primează prezumția de nevinovăție, o, dar până atunci nu poți să discuți de el. Păi atunci... Ai văzut că statul român a fost condamnat de CEDO pentru faptul că nu a respectat întotdeauna prezumția de nevinovăție? Așa bine, că... stați puțin că noi nu reținem pe nimeni, nu... Nu de reținut. Nu poți să faci da, referire la un om dar și... Dar libertatea de exprimare și dreptul omului, al cetățeanului de a fi informat, primează. Nu, dar voi să știți că sunt legea unele primează, dintre drepturile da, sunt fundamentale elementare. Toate, nu, da. Dar sunt prevăzute în Constituție, toate. Și hai să le luăm la rând, te rog, te ascult. Să luăm la rând ce? Întrebările. A, credeam că drepturile cetățenești. Nu, haideți să discutăm... Sunt prevăzute în Constituție. Da, haideți să discutăm despre... Eu o să îmi permit să le numesc măgării. Măgăriile care s-au făcut așa sub ochii noștri, evidente, pe care presa le-a relatat sau despre care presa a relatat cu lux de ante, dar v-am dat exemplu ceva mai devreme. Care? Apa Regio. Dosar și penal, acolo de... unde nu dosar penal, am soluție văzut DNA, nimic. Altceva. Soluție DNA. Mai este până la o soluție. S-a dat, a venit soluție de la DNA. Avem un telefon. Avem un telefon. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Vă rog. Vă ascultăm. Viorel Glăman e numele meu. Bună seara, domnul Glăman. Bună seara, bună seara, doamnă domnișoară. Viorel Glăman e numele meu. Vă urmăresc. Eu locuiesc în București, născut la Târgu Jiu. Vreau să vă felicit pentru emisiune. Mulțumim. Să trăiți, domn comandant. Bună seara, domnul Glăman. Problema este simplă. Trebuie să ștergem odată trecutul și să începem odată cu ceva nou pentru orașul ăsta. Orașul ăsta se duce pe râpuri dacă noi nu facem ceva, cei care suntem acolo. Vă felicit, domnul Caragia, pentru tot ce faceți. Mulțumesc. Din funcția de pensionar. Mulțumesc. Așa. Domnul Ivan, felicitările mele. Dacă voi candida odată la Târgu Jiu, vă și șeful meu de campanie. Felicitări, domnul Caragia, pentru toate emisiunile care le-ați făcut până în prezent. Trebuie să ne unim toți și cine e la putere și cine a fost înainte și să începem ușor, ușor să mișcăm orașul. Orașul nostru este mort. Dacă ne uităm la fațadă, cine a făcut fațada, cine a făcut-o și dacă mâine nu e nepotul, vine alt nepot de face fațada. Clar. Și dacă mâine parcarea de la Rodna pleacă de la cine a fost, va ajunge la un cineva. Haideți să mișcăm orașul. Asta e cel mai important. Păi da, dar este foarte greu să-l mișcăm pentru că spuneați dumneavoastră să ștergem trecutul. Trecutul ăsta nu se lasă șters sau nu se lasă dat la o parte. Vrea cu tot din adinsul să rămână și să rămână cu vechile metehne. Haideți să vă spun și altceva. Și domnul fostul primar al orașului, actualul senator, domnul Crăciumaru, a făcut tot ce a putut. Atâta timp când noi gorjeni am avut deputat. Atâta timp cât PSD Gorj, partidul de guvernământ, a avut deputat și premiera României și noi nu avem o șosea rapidă până la Filiaș sau până la Vâlcea și toate operele lui Brâncuș nu sunt vizitate de niciun turist. Trebuia să ancoreze vaporul pe Dunăre la Binescu, să fie autocare, să ajungă până la Târgu Jiu. Atâta timp cât în Gorj nu intră bani, degeaba stăm pe CEO toți grămadă, ducem câte o basculată și o facturăm de 7 ori, luăm piața orașului și o facturăm de 7-8 ori, vopsim și punem paseluțe. Nu facem nimic. E frumoasă emisiunea, e de cancan, râdem, glumim, unii încasează și râd, dar ceia care încasează și au făcut milioane la Târgu Jiu au rămas tot departe de Europa. Nu vorbesc de România, de București sau de alt oraș. De ce? Nu dau exemplu. Unul care a tăiat salariile României la Cluj a făcut zona industrială. Noi nu avem nicio zonă industrială. Da. Deci, încă o dată repet, n-am nimic, nu-l cunosc personal, nu mă interesează Victor Ponta. De ce n-am avut 4 fabrici de 200-300 de persoane? Una la Drăguțești, una la Bălești, una la Bălănești și una la Sadu.
1000 de muncitori țineau încă 4-5-6-7-10.000 de locuitori ai orașului. Noi avem 60.000, restul sunt toți în Anglia, în Italia, toate frumusețile noastre sunt în Anglia, în vitrină sau în Austria sau la Bruxelles. Păcate orașul ăsta, păcate forța muncitorească a orașului respectiv. Cu atâtea fabrici să nu facem nimic, păcat. Eu am teoria altceva. Și domnul Caragea, și domnul Ivan, și domnul primar Romanescu, și domnul senator Crăciumaru, și alții, și tot, nu contează partidul, să ne strângem mâna să facem ceva pentru oraș, că rămânem prea departe. Atât am avut de spus, dacă am deranjat, îmi pare rău. Mulțumim, nu. Nu mai locuiesc în Târgu Jiu, cred că o să locuiesc la pensie și aștept întrebări. Da, vă mulțumim mult. Este greu, este foarte greu să... Da, i-ai răspuns tu, Irina. I-ai răspuns tu când ai spus că nu vor să se schimbe ei. Asta e ideea. Păi da, asta este. E foarte greu. Eu să degeaba te mă chinui pe aici. Dom'le, s-au învățat așa. La ei este spor național ăsta. Tu înțelegi că lor, asta e problema lor, chestia asta, că li se pare că li se cuvine totul. Bă, gata, opriți-vă că nu mai duce calul, aia trebuie să înțeleagă. Orașul ăsta e un cal, a slăbit, e mort, nu mai duce. Dați-vă dracu jos de pe el, mergeți pe picioare, că de-aia aveți picioare. Asta este singura chestie simplificată care să o înțeleagă ei. Și aici eu ți-am mai spus ție, să văd eu mâine că PSD-ul are inițiative sănătoase pentru municipalitate. Păi mă bate Dumnezeu Sfântul să-l latru ca un tembel, că noi fi nebun. Bravo lor, mă. Că de-aia ți-am spus, băi, interveniți, mă, liderii, luați-i și gata, explicațiile, stop până aici. Ce crezi că eu n-aș vrea să dea guvernul PSD bani pentru centură? Ziceți, nebun? Nu vreau, domne, de ce să dea aia? Bă, lasă-i dea. Lasă-mă să-i dea, lasă să facă dracului ceva, că și așa ne-am depopulat. Ușor, ușor ne ducem nu, de tot. Banii ăia nu-i dă guvernul PSD, de la membrii PSD. Nu, e din bugetul, de la bugetul normal. Statului. Da, dacă nu vrea să-i dea, nu-ți dă. Mai înțeles tu? Fiindcă noi nu avem forță de dreapta, nu avem forță de dreapta, nu avem opoziție pe partea dreaptă, domnul Caragea, acolo de ce nu vă orientați, domne? Mergeți, domne, acolo să faceți opoziție, dacă trebuie să faceți opoziție constructivă. Pe partea dreaptă, la PNL, care nu există, e mort. Dar am văzut că... Eu circul pe dreapta, nu pe stânga ca în Anglia. Păi tu-te, domne, și încearcă acolo, bagă-te, implică-te, poftim, cererea lor adeziune. Spune, vă, vreau și eu să muncesc, că voi nu sunteți în stare. Cum vă poziționați, politic vorbind? Independent, dar câteodată o mai cotiți, ori dintr-o parte, ori în alta. Nu puteți niciodată. Mai pică sonorul și imaginea mă anunță. De exemplu, mie mi s-a părut că acum, de exemplu, încercați să-i menajați pe cei de la PSD. O parte, foarte atentă. O parte din PSD, da, e menajat tot atenție, timpul. Atenție, în această dispută. Nu, în această dispută e pentru ei, clar. E clar, deci nu puteți să vă menajați, v-a văzut lumea, s-a văzut de câte ați intervenit. Sunteți cu ei acolo, în bisericuța aia. Nu știu de ce. Domne, eu v-am spus, sunteți de partea aia baricadei. Cum pare de la distanță. Pe cine amenajat eu? Pare că îi menajați pe cei de la PSD ALDE în acest conflict fără al discuție, fără de discuție, la piața centrală. Unu. Așa este. 1. Ce treaba mea cu PSD și ALDE aici? Și 2. De ce-i menajat atunci, domnul? Nu. Cum se vede? Domnul, dumneavoastră nu... Nu, așa nu este. Mă lăsăm să vorbesc. Spune-mi de aici că ai fost cu ei, s-a văzut în ecuația asta. Doamna, oamenii noi suntem de partea asta, baricarii, dar ta ești dincolo acum. Dacă sunt de partea cuiva, trece înapoi. Sunt de partea celor 3-400 de oameni care trăiesc din piața aia centrală și din Tarabia. Și ce are una cu alta? Și care până acum plăteau un leu, iar dacă se duceau prima dată, toți care au acolo standuri, nu plătesc prima oră, da? Ca să știi. Și când își aprovizionează repede amărâtul ăla de stand, sunt 5-600 de oameni care trăiesc acolo. Și de aia îmi pare rău, pentru că știu cât de greu. Și noi suntem 60.000, care restul am plecat în lumea largă, dar suntem 60.000. Te rog eu frumos, nu, domnul Caragea, n-ați explicat, da? Bine. 2. PSD-ul ALDE, ce spui dumneata, te deranjează că nu sunt cu tine. Dar care a fost șeful de campanie al lui domnul Ciocea? Eu nu sunt la PNL. Păi nu ești, dar tu la cine ești, mă? La Ciocea? Da. O spun la public acum, dacă Ciocea pleacă la PSD, pe Ion Ciocea, mare atenție la ce spun, nu-mi zice că ați cuvinte decât așa cum le zic eu. Eu îl susțin pe Ion Ciocea, da. Da, corect. Băi, ăla este altfel de om, înțelegeți-vă odată. Dar putea să fie hitlerist. Ăla s-a văzut clar că este vertical. Da, să ne înțelegem. Te repet.
Deci, ce problemă ai tu cu convingerea mea? Nu am nimic. Eu nu mai vreau să cad în capcane. Hai să-ți dau un exemplu. Să mă apuc să susțin stânga, deci dreapta, sus, mai jos. Exact. Nu, mai multe eu vă spun încă o dată că am puterea de percepție de oră să jumate discutăm în jurul deosebesc oamenii unii de alții. Oamenii, care atât. Voi câțiva jurnaliști, lasă-mă, domnule, cu... asta, nu vreți să-l căutați pe toate... de desubturile lui. Nu l-ai căutat, domnișoară. Cele de la Curtea de Conturi, da? Aici e problema de desubturile. Domne, o istorie îi leagă pe unii acolo de coșmeria aia. Articole care, așa, într-adevăr, dau dreptate municipalității care acum cere rezilierea contractului, se văd în anumite documente. Poți să spun personală? Romanescu aici cred că face joc cu celor care nu ar trebui să discutăm de ei, nu? Ba da, de ce nu discutăm? Haideți, cui face jocul? Păi jocurile cui? Haideți, spuneți. Din moment ce... De interese. Păi este foarte adevărat ce spuneți cu ghilimele de rigoare. Pe care l-a făcut din punctul meu de vedere, așa? Repet, va fi atacat pentru că nu este conform. Domnul Caragea. Da? Procesul va dura, în loc să aștepte până în decembrie când expira, procesul poate va dura și se prelungește contractul de ăsta, da, pe toată perioada contractului, nu știu, 6 luni sau un an și vreau să zicem. Ne victimizăm. Și n-are de suferit. În urmă cu 8 luni de zile, într-o emisiune la CSTV, oameni buni, ascultă-mă puțin, Irina, spuneam în urmă cu 8 luni de zile, eu cu gura asta mea, păcătoasă, vorbim personal cu Liviu Diaconu, i-am spus, băi, dacă ăla vine cu un proiect, bă, proiect sănătos, cu un draft de contract prin care și asume anumite lucruri că face, nu povești de muritoare, ce am înghițit 20 de ani, nimeni nu zicea, mă, nimic. Au venit cu un A4 ca ăsta, l-a scos de pe internet, îl scos și eu acum și cer din regie unul și am zis, asta e parcarea care eu o fac, eu o vreau încă 50 de ani. Domnul Caragea, astea nu le va hali unul ca Romanescu niciodată, v-am spus de ce, nu e jucător, nu este omul expus la riscuri, iar cu atât mai puțin cetățenii acestui oraș nu sunt de acord să fie prostiți în față, că nu mai rezistă oamenii. La începutul emisiunii am primit o informație. Ce informație, domnule, uimiți-mă? Scoasă pe piață de PSD, știu, mi-a zis și mie că ea nici cu sarcină parcă, dacă nici cu sarcină vine să apropie de piață, eu, Ivan, iau pupitru și mă duc cu el acolo. A, domnule, că-s vrăjeli, ea nici cu sarcină, ea nu este să mai țină ce are, parcă, vrea. Povești, niciodată. Romanii spui, nici nu sarcină, nici nu umbra lui sarcină, nimic. Vezi că i-a retras și lui la un proiect de hotărâre de bunea de zi. De ce nu spuneți? Ce să fac? A băgat sarcină, un schimb de tren, a vrut să facă și el mai acum câteva luni de zi, la Romanii spui, la lagunește ăsta, nimic. Nimic! Grupurile de interese care au fost noastră, create cu atâta trudă, cu atâta sudoare, nu pot să penetreze în zona aia, domnul Caragea. Nu pot. Schimbați-l, că și eu sunt de acord, că uite, nu facem niciunul nimic. Putem să continuăm această emisiune? Domnule, nu facem bani. Hai să schimbăm, pe bune. Putem să continuăm. Numai că nu mai suport nici eu. Putem să continuăm această emisiune? Vreau să mă duc eu acolo, domnule, cu noastră, noi doi. Deci pot să continui această emisiune? Da. Te rog. Vindem tot. Zbuneți. Nu mai, că mă oprim. N-are rost. Consider că deja e prea multă bățaia asta de joc și n-are rost. Asta nu poate fi discutat. Să dai și dispus în acest moment să vă ascult toate combinațiile și măgările care aveți și eu nu fac, domnule, combinații și măgării. Deloc nu fac. Combinație. Păi dacă el îmi spune mie prostii, eu spun că am primit o informație și vreau să-i dacă spun. Dacă nu spune ce de sarci, ce treabă ai tu să vorbești pe aici prostii? În spațiul public apar informații care, informații iată, duc la constituirea unor dosare penale. Deci încă o dată. Vă rog. Te rog eu frumos. Adică mai ceea ce cercetează acum oamenii cercetează, hai să așteptăm soluțiile și punct. Doar o fumigenă. Și punct, nu. Eu vreau să spun altceva. Și verific să văd dacă este adevărat. Ai văzut că mi s-a deschis foarte greu internetul la tine aici, că ai zis că e sărac și că merge greu. Nu, merge foarte bine internetul, e securizată linia, nu poate să intre nimeni. Bun. Cărciumarul 2016, 1.100.000 venituri totale. Ca primar al municipiului Târgu Jiu. Asta înseamnă vreo 9.000 de lei, 9.000 și ceva pe lună. Păi stai că sunt primari de comune care au 100 și ceva de știți milioane de lei. Știți cât are domnul Romanescu în acest moment salariu? 92. Domnul. Vă înșelați amarnic. În mână. Vă înșelați amarnic. Și am mai bine, avut odată dialogul cu dumneavoastră. Bine, care e relevanța acum dar lasă-mă să-ți explic. Păi e mare relevanță dacă mă ascultați. Nu, lăsați, hai că... La 171 de milioane brut și am mai acordat singur un sport de 40% pentru proiecte europene. Deci înseamnă vreo 70 de milioane în plus. Deci, domnul... Spuneți dumneavoastră că vă spune după aia. Nu? La ora actuală, deci dacă este reală, informația vare cam 3 falsă. Miliarde pe an. Domnul, ai mai avut odată o mine de divergență și am făcut adresa la primărie și ți-am pus o ce mi-ai arătat? Salariul oameni buni, v-a arătat salariul brut 170 de milioane. Ai dreptate, eu am spus cât ia în mână. Nu, 92. Dar nu ia 22 în mână. 92. Nu ia 92 în mână.
să ne înțelegem, aia lua 92 când avea el 120 și nu știu cât. Oameni buni, mai bun Romanescu că ia 92 deci, în mână. Odată. Azi prima nu se uită pe card, vă spun eu, nu țin scorul ăla la card. Da, 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 ai dreptate. Ia și păgi, cele 240 de milioane în mână. Nina ating cardul ăia. Nu, când ai 200 și ceva de milioane salariu, îți asumi. Ce? Îți asumi tot ce faci. A. Da? În acest moment, Marcel Romanescu a intrat într-o acțiune pe care trebuie să o ducă la bun sfârșit. Corect. Îl lăsăm să o ducă. Domnul, dar ce l-a oprit? Îl susținem să-l ducă sau nu? Susțineți-l, domnule, cât doriți. Eu, din punctul meu de vedere, i-am sugerat, ca și cu parcările care au fost vechea discuție. În războiul ăsta, dumneata, ai greșit, domnule. Trebuia să te poziționezi de partea oamenilor. Lasă deci, pe Romanescu, chiar m-am poziționat de partea oamenilor. Nu, și repet, trebuia să te poziționezi. Cele 500 de familii din piață care și trăiesc. Lasă-mă, domnule, cu vrăjeala asta, 500 de familii. Și care o să plătească 2 lei. Lasă că o să plătească 2 lei, că a spus Romanescu clar că va face prețul 2 lei. S-a citat cu lădarul și de consiliu pe treaba asta. Romanescu, a, dă din gură pe lângă lege. A spus domnul Romanescu, dă pe lângă lege, pentru că nu poate să spună iau 2 lei în parcarea din piață, din stradă și nu iau niciun euro din piață. E hotărâre de consiliu care stabilește clar. Ce vorbești, domne? Domnul. Alo. De ce? Domnule, de aici că o supui iar la vot de consiliu și faci poți. Politica ei. De domnul, ce? Nu poți. Este discriminare. Ce e aia? Dacă discriminare față de se ceartă parcările între ele. Da. Prea are dracu ele de parcări, se ceartă rău de tot astea. Poate fi o hotărâre de consiliu. Cum să nu poată, mă, ce ai? Parcările. În care nu există. Să se stabilească fără niște discuție. Tarife păi pe da. Zone. Păi ce mie, mie 2 lei în debarcader și în centru tot 2 lei? Deșoară, dacă ai pe strada de lângă, de lângă piața centrală 2 lei, nu poți să iei în interior un leu. N-are nicio treabă. Da, poți să iei mai un leu. Poți să iei 50 de bani sau nimic, oameni buni, vă spun eu. Consilierii locali, ALDE și PSD, sunt convins că ei sunt socialiști, că vor pune un tarif conform de consiliu în care să fie 15 minute gratis, cum a spus Romanescu, și restul un leu, domne, pe oră. Încă o dată. Nu, dar sunt convins că vor face asta, crede-mă. Dacă domnul... nu-i bate Weber cu cureaua la cur, am aflat eu. Domnul Romanescu, cred că trebuie să mai citească puțin dreptul comercial și după aia mai stăm de vorbă. Păi ce are rușul cu marmelada? În ce pură mea, zicem, în dreptul comercial, vorbim în cuvinte sfere, care să nu înțeleagă oameni nimic. Nu, nu, oamenii trebuie să înțeleagă. Nu. Trebuie să respecte și legea. Nu. Respectă, care e problema? Consiliul local, cum a știut să dea cu un leu în bătaie de joc pământurile noastre din Târgu Jiu, poate să dea, bă, cu un leu și parcarea, domnul Caragea. Pot, bă, pot, domnule, sigur. Hai, domnule, ce dreacu, mi-a dispărut proprietățile așa peste noapte și acum nu mai pot, îi țin gleznele, genunchierele. Este legislativul. Pot să dea, da, pot să dea. Dar, domnule Caragea, dumneavoastră ați candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu. Ei, acel salariu al primarului este superior sau inferior pensiei pe care o aveți dumneavoastră? Adică de ce ați dat cu piciorul la mult. Pensie? De ce cine a spus că eu am zis că dau cu piciorul la pensie? Nu, am zis că dacă pe perioada când voi fi primar, nu vreau pensie. Mi-o suspend. Adică o iau, dar o dau unei organizații de îngrijire a bătrânilor, așa am declarat. Și asta făceam. Păi și cât o să... puteți spune cât e pensia? Aproape 10.000. Păi și ce mâncați, domnule, dacă dădeați pensia? Adică aproape 100 de milioane. Mâncați din salariul de primar, am spus. Îl lua pe cel de primar și domnul. Dar nu mă dea drept, nu dădea sporul ăștia. Da, 100 de milioane. Da, bine. Nata, poți să nu-ți dai, domnul Caragea, că stai mai bine. Da, eu vreau, pentru că trebuie neapărat să... Vreau neapărat să tratăm și acest subiect al meeting-ului pe care îl organizează PSD-ul. Noi am pus mâna și pe un mesaj... Un mesaj pe care l-au primit consilierii, primarii, adică oamenii puși în anumite poziții de cei de la PSD. Ei, ce li se spune oamenilor care au posturi pe care PSD-ul li le-a pus la dispoziție? Că trebuie să aducă oameni la capitală și asta pe cheltuiala lor. Aveți în acele imagini un mesaj, bineînțeles noi am blurat să nu se vadă cine este omul care l-a primit și din ce localitate. Salut Xulescu, am primit sarcină de la partid, ăsta este textul mesajului. Am primit sarcină de la partid ca sâmbătă pentru meetingul de la ora 20 de la București din comuna ta să meargă 32 de persoane. Cifra de 32 de persoane s-a stabilit ca un consilier local PSD să vină cu încă 3 membri, cu 3 membri sau simpatizanți PSD. Tu trebuie să coordonezi această deplasare către București pentru delegația PSD comunală. Ea se poate face în două variante. 1. Fie în autocar sau două microbuze și dacă este așa, îmi trebuie să-mi comunici
spuneam, este mesajul pe care l-au primit de la partid, adică de la organizația, de la organizația, de la organizația județeană, cei din, cei din teritoriu. Spuneam, pentru că ei trebuie să își plătească. Deplasarea este suportată de, de ei, de consilieri. Păi da, din banii de care vorbeam din aur. Cu viața ție de mie. Te-aș completa eu puțin cam aici. Miting contra abuzurilor. Înțelegi? Mă amuză titlul. Organizația PSD, da. Da, organizația PSD. În stânga spune Antetul, în dreapta, văd tot aici, număr de telefon. Eu l-am pe ăsta de la Constanța. Miting contra abuzurilor. Data 9-6 pe Victoriei, 20, în paranteză 8 seara. Ca să nu mai fie, știi, că începe efectiv, Viorica. Se trezeau ea dimineața acolo. Fiecare județ va avea un așa, un repartizat pe sector, la 10 oameni, un stack tricolor, la 8. Vedeți, hai să vă spun ceva. Oameni buni, ăsta este sclavagism modern 100%, așa se numește. Nu. Ba da, când iei oamenii, când iei oamenii și duci de nu știu săraci mare parte ce au în cap roșii, le-a exploatat sărăcia de-a lungul timpului și în 27 de ani ai dus, domnul, înfometați, domnul Caragea, înfometați, dobitoci. Asta ai făcut din ei, domnul, 27 de ani ca să poți să iei. Atenție. Ca să poți să care și-au dorit, oamenii ăștia, da? Îi și controlează pe cei care trebuie să, da, ducă, doamna, oameni la București. Haideți să vă mai citesc. Nu sunt militarizați la capitolul ăsta. Un fragment. Păi ia citește până la capăt. Nu, lasă-mă puțin, că vreau să spun altceva. Acesta este rezultatul. Acesta este rezultatul unei opoziții bolnave mental, care nu este în stare să asigure un minim de echilibru, domnul Caragea, și ne joacă ăștia în picioare și ne mai juca mult și bine. De ce? Fiindcă nu avem opoziție, domnule. Sunt toți, uite așa, la oală băgați, fură împreună, prostesc împreună, joacă pe noi împreună și s-a ales praful pe românește. Înțeleg că nu, în acest moment în Târgu Jiu primarul și cu Consiliul sunt toți de mână? Să înțelegi un singur lucru, în Târgu Jiu opoziția este praf și pulbere. Păi de opoziție. Aia să înțelegi. Eu n-am auzit vorbinte, am zis Zărăuresc cu păcat, a strătat de două ori Paraschiv, de două ori David Soiu. În rest, n-am auzit pe nimeni de absolut nimic. Liniște mormântală. Haideți să vă citesc un fragment din același mesaj pe care l-au primit primarii, consilierii, viceprimarii. Îmi trebuie numărul de înmatriculare al fiecărui autoturism, numele, prenumele și telefonul conducătorului auto până mâine dimineață la ora 11. Precizez faptul că consilierii locali plătesc contravaloarea serviciilor de transport și masa pentru fiecare participant în parte. Știu că e greu și că probabil sunt discuții, dar este sarcină de partid, unde avem și drepturi, dar și obligații. Domnule Caragea. Domnișoară, așa se practică de ani de zile pe la toate partidele. PSD-ul, în schimb, excelează. Excelează la așa ceva. Păi poate întrebați pe domnul Ișvan mâine de ce s-a dus, sau alții din școli au fost pe acolo la muzeu astăzi, o grămadă de șef de instituții. În timpul programului, pontați. Ancuța, celebra purtătoare de cuvânt, fost ta colegă care făcea istericale când auzat de Cârciumanu și de PSD, își găsesc servici. Pot să-ți dau 10 exemple de mari jurnaliste, Coveica, domnișoara fostă deputată, care s-au făcut dintr-o dată mari politiciene, PSD-iste alte și devenire și ele mare directorițe sau ce mai sunt pe acolo așa prin CEO, că tot vorbea de CEO domnul Glăman înainte. Păi vrei să spun ceva, tot se duc acolo, să nu crezi că le e greu la consilieri, că nu se duce nimeni. Fiecare partid are o regulă acolo ca să dea două indemnizații ca virgulă pe an, primarii, nu știu, 10 milioane trebuie să dea de două ori pe an primarii care sunt cotizații la partid. Păi pentru ce să fac ei membrii de partid să duc acolo sau simpatizați și de aia? Dovadă că PSD-ul este foarte slab ca membri și organizare, este mesajul în sine, să iei simpatizanți, adică îl faci simpatizant, de ce ăla merge, că îi dai, cum ai ce este acolo, masă și transport. Transport și masă. Să vadă Bucureștiul. Deci ei trebuie să ajungă la ora 19, am văzut la domnul Ivan că scrie acolo, da? La, da, 18, nu știu, că nu văd chiar așa bine departe. Gândiți-vă că meeting-ul tot durează vreo oră, două, nu știu, se termină la 10 seara. Măi, domnișoară, păi să vin din București noaptea asta, o să doarmă. O să fie o distracție sâmbătă seara, chiar să te uiți, că probabil vor fi toate televiziunile, se întrebe, mă, ce cauți aici, ce susții? Ora sosirii este la ora 18, ca să fie timp de afluire la maxim 18, mașinile să se afle în parcări. Grupe de 10 oameni cu șef de grupă, grup de 40 de oameni cu șef de grupă, mamă, parcă am plecat să atacăm Rusia, să fiu al dracu. Nu, Rusia, că nu, e de-a lor, partea e la altă, Ungaria.
Detașament de 100 de oameni cu șef de detașament, nume și numere de telefon. Bă, vor fi comunicate la București, că cât mai multe stegulețe mici, toți. Bă, dacă ar fi un război, ferească de Sfântul Oare, s-ar mobiliza atât de repede. PSD-ul n-are de unde lua steagurile decât de la primărie. Le dă Romanescu bre mâine steagurile tricolore. În cap le părerea ta, le dă la PSD-ul steagurile de la primărie. În cap, n-auzi. Nu, părerea ta, așa, sincer. PSD-ul n-are de unde lua steagurile decât de la primărie. Cumpără ce are, mare lucru. Nu există. Pentru acțiunea asta. Domnișoară, nu există. Domnul Caragea, mai discutăm o speță mai serioasă un pic așa, domnule. Da, hai. Ce facem cu legile astea de... idiote făcute în România, domnule, de-a lungul timpului? Eu nu contez legea. De ce, domne? Nu pot. Păi cum să nu puteți, domne? Deci asta nu sunt păi de ce, ce să spun? Păi că nu te acord cu el, ce vrei. Da, domnul Caragea, aici să aici am capabilitate. Domnul Caragea, o să te aud odată făcând un amendament draft. Da. Să-i pui în brațe la fiecare senator și deputat de Gorj, spre exemplu, că tot ieși circul ăsta cu ITM-ul, să arăți că nu ești de acord să-mi dea mie amendă, Ivan, un buticar, îți dau un exemplu, să-mi dai 200 de milioane de lei, ești nebun, pentru că nu poți să plătești, bă, într-un an de zile, pe lege. Dom'le, firarea dreptului de lege cu mama ei. Nu e normal, domnul Caragea. Dacă nu facem un echilibru între profitul meu ca om de afaceri nu profitul tău. Și bani. Aici a dat unei persoane fizice. Domnul Caragea. Legea 52 spune clar care sunt categoriile care folosesc zilier. Nu, nu, eu vreau să spun altceva. Eu vorbesc cu ăla să mă duceți în altă parte. Eu nu mă raportez strict de ăla. Da, bă, ăla, spun ceva. A avut trei gușbeți, domnul, cum zice la mine la țară. Este cu tuma locului. În fiecare asta să știe cine ceva. Sunt groparii. Vezi că cine e ăla toată Crasna mă aude. Vărul meu primar l-a luat așa, uite, un gușbete de ăsta, cum spui mata. A picat de pe casă, a stat cu mâinile în gips, cu amândouă așa. N-a avut asigurare socială, n-a avut card de muncă. Nu știe cine e ITM-ul, are bea sau fată, fraierul. Și în ziua de astăzi stă și de-abia își mișcă mâinile. Înțelegi? Asta e cu gușbeți de ăștia care îi luăm așa și exploatăm la mișto. Da. Nu asta e problema, că eu nu mă leg de cazul ăsta, că nu mă interesează. Am văzut despre ce vorba, mi-am cules informația, adevărul stă undeva la mijloc și o lege idiotă, înțelegi? Ne ține pe toți înmormântați. Toți oamenii de afaceri din Gorj care, și din România asta, care suntem mai mici, mai mici, repet, nu mă raportez la cei mari, domnule, că i-aș permită. Hai, domnule, ce voi și permit, dă un miliard, nu se uită la el. Eu vorbesc de mine. Dacă eu aia greșesc vreodată, nu domnul Caragea, că eu am avut barul și știu cum angajam azi și îmi plecam mâine, frate al doamne, iartă-mă să fie de bărmăriță. Și iar angajam azi și iar îmi plecam mâine. Și automat, la un moment dat, pot să risc că a greșit ceva uman și firesc, domnule. Am greșit, nu am avut card de muncă la două. Și îmi vine mie ITM-ul, păi îmi dă 400 de milioane. Să fiu al dreacu dacă fac 400 de milioane în viața mea. Și dacă iau, păi dau un cap în gură, pot mă duc la pușcărie, domnul Caragea, nu? La inspector. Că ce ai lovit haina statului. Pe bine, bă, haină. Dar tu îl tragi. Dar tu vreodată haină de stat. Când ai văzut că ți-a dat și legea, au spus minim 200 de milioane amendă, deci îl obligi pe ăla să-mi dai 200 de milioane. Păi în cazul ăsta, tu, inspector, trebuie să fii primul care primul pe pix pe foaie și scrii: doamnă ministră, eu trăiesc în România, situația este foarte grea, la noi cifre de afaceri sunt foarte jos, eu nu pot să mă duc cu legea dumitale să-i dau 200 de milioane astuia, că mă împușcă în cap, în bar sau moare omul de inimă rea. A făcut domnul Vâlceanu interpelare parlamentară, am văzut. Ce a făcut, mă? Păi când, scuză-mă, când a făcut, domne? Ieri. Păi trebuie să mor eu ca să trăiască și Vâlceanu din somn. Îi dau două palme, stai, mă fac întâlpărare. Domne, mă las cu Vâlceanu, zi-mi altul. Zi-mi altul. Păi asta am văzut, ce să spun ce de altul. Ce să vezi, domne, poezii? Am văzut. Nu, domne, vreau să văd concret până acum, de ce trebuie să ajungem tocmai acum. Nu, domne, vin să-și ia, bine, deci nu trebuie să spui de Vâlceanu, crede-mă. Deci vin să-și ia caimac electoral la mișto, să arate la oameni ce se bat ei, înțelegi, pentru... Păi până acum nu ai fost Vâlceanu. Unde ai fost că ăștia ne omoară cu amenziile astea de o grămadă de timp? Unde ai fost, Vâlcene? Unde ești, mă? Pitulat? Stai puțin, poate nu sub știa apă. De amenzi. Nu știa? Nu știa pe ce, ce, mă, unde lucrează, mă? Ce la, și ăsta e la serile de flori. Și Irina, mai nu numai Vâlceanu. Toți, mare atenție, inclusiv cei de la putere. Băi, mai uitați-vă, bă, și voi la nivelul de trai în România. Uitați-vă cum stau firmele. Domnule Cârciumaru e senator, faci legi. Domnul Iriza, același lucru. Uitați-vă și la situația în care suntem noi și vedeți dacă într-adevăr se... Da. Poate ține ritmul ăsta sau nu? Că e foarte ușor să-i pui în spate una. Hai să lăsăm și pe domnul Caragea să spună să-și spună punctul de vedere pe subiectul ăsta, pentru că se grăbește să ajungă undeva și îl ceartă soția. Nu mă așteaptă. Ce se întâmplă? Aici intervine și modul de lucru al agentului constatator. Trebuie să cântărești cu spiritul dreptății. Amenda sau sancțiunea contravențională este făcută
de legiuitor ca să îndrepte o stare, de fapt. Dar totodată legiuitorul îți dă posibilitatea să dai și avertisment. Acum, noi nu știm. Eu unul cel puțin nu știu 100% ce a fost la fața locului, dar spun că... Păi la trei, la trei, putem... atenție. Că trei goșbeți au scris cu pixul pe foaie că îi duce la muncă cu 50.000. Mai duci pe dracu la trei. Duci avertisment la unul singur când te prinde într-o situație de aia. Mai prins nu, cu domnul, trei. Nu, domnul, stai să ne înțelegem. Depinde ce muncesc, unde muncesc. Domnul Caragea. Domnul, e cu nu, domnul, mare amendă, înțelegeți-mă. Este fantastică. Dar e primarea cu Tomara Gorjului. Nu, a României. Nu, ascultă-mă și pe mine ce vreau să spun. Prin care în fiecare comună să construiesc aceste cavouri dinainte și le pregătesc. În alte zone nu. Eu mi-am pus următoarea întrebare. De ce nu s-a luat această măsură când s-a făcut acum un an, nu știu, dacă Irina mai rai pe acest sau nu veniță? A fost un mai scandalul cu un an jumate cu niște super cavouri făcute în cimitirul... Garsoniere. Garsoniere făcute scavouri, în cimitirul Budien, da? Acolo de ce nu i s-a dat frate nici oameni de la aia? Păi n-a sizat poliția. Fi foarte atent aici, că aici, frate, aici am fost nu, public, și răutatea noastră a oamenilor, pe ăsta deci, care îl plâng acum toți... făcut adevărate garsoniere, mă, și că s-a aneleuri, am și scris și eu odată, ce ai, aneleuri. Acum un an dar ascultă-mă puțin, să vei răutatea oamenilor. Dar la băieții la Budien nu se poate da, mă refer. Irina, noi, acolo oamenii, bă... dintr-o dată. Nu, că a fost circ o săptămână. O săptămână a fost circ. Se întâmplă. Și a fost circ în continuare. Și mare atenție că sunt informat la capitolul ăsta, mă interesai că nu-ți băia prost, domnul Caragea. Noi stricăciunile oamenii îl reclamăm pe ăla care trăi muncitor la negru. Sesizare scrisă. Mi-a atacat polițist la IPJ. O iei, că n-ai ce face. Ești obligat să o dai la instituția abilitată. Bravo, o dai. Corect. Se duce ăsta acolo, da? Legea asta căcăcioasă, să nu-i spun altfel, mă obligă să-i dau la gușbetele la aceste milioane. Păi îl omor. Domnul, repet, puteți să dai avertizment după mine. Care e problema? Aia nu contest că poți da avertizment. Deci ce știu eu că la trei oameni nu poți da avertizment. Domnul, nu scrie nicăieri în lege privind aplicarea avertizmentului că 3, că 7, că 10. Domne, România vi se pare adică dacă la un salariu... Deci eu ce am discutat cu cineva dacă astăzi... Prins prima dată. E prima dată. Nu face nena ăla, este bătrână, a fost profesor, are ginerile bolnave de o boală destul de delicată. Nu, a fost perceptor după ce a fost profesor, nena ăla e un miștocar, un catericos, nu îl plângeți prea tare. Eu spun ce am aflat astăzi. Fii lucrează la primărie, mai face și nu se cârlige. Hai că nu te să-l plângem. Și dacă era el și dacă eram eu, nu contează cine. Nu contează nici ce făcea, mă, moșul ăla, până la urmă. Dacă nu ai cum bătân, să pui astfel de amenzi, domnul Caragea. Nu a fost profesor de matematică, domnule, te respectat, a fost receptor. Domnul Caragea, să fie sănătos, îl respect, Doamne ferește, nu înțelegeți. Oricine ar fi fost, numai el, repet. Am văzut asta. Cum să dai amenzi, mă, de 200 de milioane? Pe soție, salvarea. Păi la 600 de milioane, normal că biata femeia a făcut... Păi, stați și că nu are... Nu o să apuce să-i plătească. Păi de ce crezi? Păi chiar dacă eșalonează, cumva... Dar nu înțelegi că are genele bolnav de o boală foarte delicată. Într-o fază de da, scurte bine, nu avea niciun genere bolnav, o aflai și pe asta. E ca dracu. Știi câtă minciună s-a aruncat bine, în spațiu public cu ăștia? Eu spun ce am aflat astăzi. De nu să ne înțelegem încă o dată. Să ferească Dumnezeu, asta este cea mai mare idioțenie, aceste legi animalice făcute, să omori o țară cu salarii minime pe economie de cât avem noi, 18 milioane, să ajungi la amenzi de astea fantastice de 400, 600 de milioane, 800 de milioane. Și la mine la țară se merge cu rândul la săpat, una e una, alta e alta. Vedeți că și nenea ăsta care îl plângi matale a construit foarte multe cavouri, a mai lucrat și în alte domenii, avea 3-4 gușbezi după el, el stătea cu evantaiul și aia munceau. Vezi că îi plângem și nu, să nu confundăm lucrurile. Domnul, mare nu atenție. Așa ceva. Păi, și să ne înțelegem. Hai să fim realiști. Problema la noi este că noi discutăm tot timpul efectele. Domnule, care e cauza? Cauza? O legislație idiotă care ne omoară indirect, aia este. Cu Toma în Gorj. Nu în Gorj, în România, vă rog frumos, deschideți-vă. Cu Toma în Gorj, nu. Este ca în fiecare comună să există 3, 4, 5 care sunt cunoscuți când moare cineva, ăia fac gropile, ăia care cu șubul... Confundare-ți lucrurile iară. Nu vorbim de gropari, ia, domnule, care fac gropi. Servici, care mai sunt... Așa a fost plămădită ea în prietenii, păi nu, e o cutumă. Una e una, alta e alta, am zis. Ăla avea, bă, tu n-au zis că ăla avea ăsta făcut cioclii, ăia sunt ai bisericii angajați în Ardeal, au bisericile... În Ardeal au la biserici, oamenii clar care sunt ai bisericii, nu oricine intră în curte. Domnul care este... de acord cu mine cu un lucru, lăsând deoparte gloparii lui Dumnezeu Sfântul și pe nenea profesorul care avea 3 gușbeți care muncea pentru el, lăsând deoparte pe ăștia. Pentru orice deci om de afaceri, pentru dumneata care ai afacere. Cum ți se pare, domnule, să-ți dea o amendă, să fie plecarea ei de pe și loc? Și sancțiunile la circulație sunt mari, dacă vrei, până acolo, pentru anumite capitole. Sunt capitole care, da, la alcool... Bine, frate... domnule, hai să o punem altfel. Doamne buni, furtul este încadrare de la 3 la 15 ani. Perfect. Fur eu, Ivan, 100 de miliarde
și mi-au 3 ani, că am bani de avocat, mă descurc. Fură prostul ăla săracu, o găină sau o ore de sub proță, ia tot 3 ani. Greșit. Domnul Caragea, astea nu-s legi. Greșit. Astea nu sunt legi, drabele, țineți de ce vă spun. Greșit. Da, dacă recunoști fapta, ți se reduce cu o treime. Domne, și atunci poți să-l amestec pe Ivăniș cu Nicu Sarcină sau cu domnul Caragea, miliardar, sau cu CEO. Dar ăștia sunteți mari, mă, voi plătiți, că aveți de unde. Băi, eu nu pot să plătesc. Schimbați legile, mă. Pentru... Schimbați legile, domnul Caragea. Pentru noi, nu oamenii, indiferent care ar fi, și o întrebare. De ce raportăm aici? Totul la de cifră de afaceri. Deci parlamentarii pe rând aici. Păi vine aici vreodată. O să-i invităm. Unde să-i invităm? Pe cine vine? Ce ai, băi? Lasă pe Irina să-i invite. O să fugim noi după ei. Pe poate vin. Adică așa ar fi. Nu, mai eu așa o văd. O legislație. Ca să termin, Irina, că ne lungim prea mult. Trebuie să le dea și ei niște. Irina, ești de acord cu mine să închidem discuția asta? O lege, dacă vrei să o faci pentru un stat gen România, trebuie să o faci atât de elastică încât să-i cuprinzi pe toți trei categoriile. Nu o fă rigidă, nu-mi pune mie încadrări de astea, cu un exemplu banal acum la furt, nu-ți dau un exemplu la amenzi, la OPC, la ITM, la DSV, peste tot. Când auzi ce amenzi, îți dă ăștia leșini instant, bă, nu mai trebuie dracu afaceri. Păi, că nu facem bani, oameni buni. Eu am avut 3 baruri și de-abia stângeam 1.500 din ele. Oamenii deci ăștia, când mi-ai dat amendă odată, 1 miliard mai înrocit, pa! Oamenii ăștia care fac legi, în primul rând trebuie să se gândească la ei, la interesele lor și la afacerile lor. Ai văzut ce s-a întâmplat acum și ai văzut și cum își scot niște amărâți în stradă ca să ascundă un pic din ceea dar ce au. Dar ai văzut cine trebuie să plătească? Da, trebuie amărâtul să plătească. Amărâtul ăla de consilier local. Da, consilierul pe care l-au pus pe listă și care da, și-a da, o indemnizație. Da, consilierul ăla știi cât ia? La o comună. Da, nu și-a foarte mult. Maxim 5 milioane. Ei, asta un primează. La București, interesele un drum la București lor, costă 5 milioane dacă mai e 3 gușbe după tine. Hai 4. Să vă combat. Domn consilier cu 5 milioane. Dacă ești cinstit, după ce dracul nu plece acasă, înseamnă că domn consilier cu 5 milioane, îl interesează bunul mers al societății din care trăiești. Percutezi la ordinul partidului, domnul Caragea. Îl interesează bunul nu mers al societății în care trăiești. Nu e interesează pe dracu, da. Doamne, iartă-mă. O concluzie, asta, domnule Caragea? Vă rog să invitați parlamentarii la emisiunea dumneavoastră. Da, îi invit până fac febră la maximală. Noi o să-i invităm, da, să sperăm că o să și vină și să sperăm că o să aibă... Da, că o să aibă bunul simț să dea niște explicații oamenilor care i-au să monitorizați meeting-ul, cei care pleacă sâmbătă. Da. Sunt convins că o să pună domnul Ivan niște imagini cu cei care sunt pe acolo prin București și care se duc. De ce spusești, domnule, că eu sunt acolo? Hai, nu mai zis să-și. În cizme de cauciuc, îmbrăcat ca troala, camerele pe mine. De ce vorbesc cu ei, cu țărăbeții pe acolo? Bine. Hai să-l mai lăsăm pe... Îmi iau și eu pufaică, o sticlă. Ca să mai vină și altă dată. Da. Mulțumim mult că ați ajuns la emisiunea noastră. Vă chemăm iar când vin cu imagine de la București. Dar i-am promis că vin. Dar ți-a spus, dormea la ora aia dimineața? Nu dorm niciodată, vorba lui Matei. Haideți să nu reluăm aceeași temă, că iarăși vă doresc o seară bună. Asemeni și dumneavoastră și ne revedem când la București, veniți? Nici nu vă așteptați. Bun, la revedere. Au făcut jocuri subterane ca să-și atingă scopurile. Lume, noi suntem organizați acum și trebuie să facem treabă. Numai ce câștigasem așa ceva. Nu am niciun fel de treabă. Noi lucrăm în colaborare cu PSD în continuare. Au gestionat banii publici după bunul plac. Banii sunt în cont. Un fel de casino așa, în care toată lumea pune piesă, dar nimeni n-are bani. Au încercat să intimideze justiția. Nu sunt probleme majore. Au vrut să ascundă adevărul și să controleze presa. Din motivul că, în primul rând, presa tot era cu întrebări. Să vină să întâlnească și cu mine. O fugit de răspundere. A venit primăvara. Cred că a confundat, nu-i vorba despre mine. Oamenii au dreptul să știe adevărul. Nu discutăm ce a fost, ne am comentat. Repet, m-a confundat, nu-i vorba despre mine. Aici, sabotorii Gorjului. Aici este multe lucruri noi. Nu poți să faci așa, că ajunge așa, nu? Aici, sabotorii Gorjului.